Stimată audiență, stimați participanți, stimați colegi, stimați domnule ministru, stimată doamnă director general adjunct a ABP. În primul rând, vă mulțumim pentru că ați dat curs invitației, pentru a discuta un subiect atât de important cum este cel al întreprinderilor de stat și mulțumim și reprezentanților guvernului pentru că au găsit timp în agenda mega încărcată de acum pentru a ne ora prezența. Astăzi discutăm concluziile unui studiu destul de detaliat, care a fost elaborat de către expert grup în cadrul unui proiect lansat de National Endowment for Democracy, elaborat de colegul meu Vitalie Rapcea. Scopul studiului este să identificăm acele probleme, lacune legislative sau instituționale care, din anumite motive, în ultimii 30 de ani au alimentat corupția în sectorul întreprinderilor de stat și au blocat reforme în acest sector. Eu cred că după 30 de ani putem spune pe șleau că este un sector cuprins de multiple interese obscure și nu este pentru nimeni un secret și nu trebuie să ne ascundem sub anumite formulări diplomatice cât de grav este situația în acest sector. Mereu a fost un sector cuprins de probleme. În actuală guvernare am văzut că și-a asumat o serie de reforme. Reforme stipulate și în memorandumul Fondul Monetar Internațional. Am văzut și opinia Comisiei Europene, care spune foarte clar că una din cerințele de bază pentru a începe negocierile pentru un nou tratat de aderare ține de reforma întreprinderilor de stat. Și credem că este o fereastră de oportunitate unică pentru noi acum să înțelegem mai bine care sunt problemele și aceasta sperăm noi să servească ca una din baze analitice pentru a formula acele intervenții de reformă, acele intervenții de politici, pentru a consolida integritatea în acest sector și pentru a aduce claritate în acest sector, pentru a depolitiza acest sector, pentru a demola interesele obscure în acest sector și, pe final, să pregătim terenul pentru un proces de privatizare, un proces ambițios, transparent, integru, dar accentuez ambițios de privatizare. Cred că noi trebuie să scăpăm de acest fetișism legat de sacralitatea proprietății publice în sectorul întreprinderilor de stat și nu trebuie să ne temem să ne asumăm, nu doar ca guvern, dar ca și țară, această ambiție de a privatiza întreprinderile, pentru că scopul statului nu este să facă business, scopul statului este să presteze servicii. Și acolo unde, evident, statul concurează cu mediul de afaceri, cu sectorul privat, statul trebuie să step out, trebuie să plece. Prin a privatiza, prin a aduce capital privat, care să exercite funcția de administrare mult mai eficient decât o face statul. Până trece nemijlocit la prezentarea acestui studiu, eu am onoarea să ofer cuvânt, eu aș spune, liderilor acestei reforme, care sperăm să accelereze în viitorul apropiat în domeniul întreprinderilor de stat, să vedem care este viziunea pe marginea acestui subiect și aș vrea să ofer cuvânt domnului Sergiu Gaibu, ministru al economiei. În portofoliul căruia este anume administrarea și gestionarea acestui sector. Domnul ministru, vă rog. Mulțumesc, Adrian, foarte mult și mă bucur că se fac studii la acest capitol și, într-adevăr, este un domeniu foarte critic de abordat corect. Și un domeniu în același timp care nu e simplu de soluționat.
Și n-am să mă opresc la partea de cifre, de date, fiindcă eu sunt sigur că studiul le are cu mult mai bune decât aș putea eu acum să le prezint. Este un sector destul de mare, este nevoie de o reformă bună, într-adevăr este nevoie de privatizare, numai aș vrea să pun câteva accente, fiindcă există organizații, companii care sunt fundamentale pentru anumite aspecte strategice. Am să dau exemplu la Sanfarm Prim, am mai anunțat și în alte cazuri, dar Sanfarm Prim este instituția care doar ea poate să stocheze, a avut posibilitatea și avea echipamentele ca să stocheze vaccinurile pentru perioada de COVID și astfel de opțiuni de ultimă instanță pe domenii critice trebuie să existe la dispoziția statului. În schimb, toate celelalte care sunt comerciale, ele trebuie să fie tratate din punct de vedere comercial, statul să le trateze din punct de vedere comercial și inclusiv să găsească momentul cel mai potrivit pentru privatizare. Astfel încât să obțină și resursele maxime. Eu am să mă opresc la partea de guvernanță, fiindcă aici cred că s-a discutat prea puțin, eu sper că și sunt sigur de fapt că tratează lucrul acesta și studiul. Dar fiind deja și în cadrul guvernării aproape un an, pot face anumite concluzii. Din păcate, la noi guvernanța încă trebuie foarte mult lucru să învețe. Fie că este vorba de întreprinderi comerciale, întreprinderi care trebuie să fie gestionate corporativ corect, fie că este vorba chiar și de instituții publice, la nivel de guvern, din păcate, aici noi încă avem extrem de mare reticențe, avem foarte multe principii care s-au păstrat încă de pe timpul Uniunii Sovietice. Asta e o realitate obiectivă. Noi încă nu știm cum corect să facem segregarea funcțiilor în cadrul unor organizații. Nu știm cum să setăm divizarea responsabilităților astfel încât să crească eficiența acestor procese. Noi acum, de fapt, ca societate, va trebui să învățăm lucrul dat. Va trebui să învățăm, să ne reformăm, să adoptăm aceste noi principii, nu doar la întreprinderi comerciale de stat, dar și pe ansamblu, în toată organizația, organizarea instituțională publică, fie că este vorba de servicii publice, fie că este vorba de întreprinderi cu obiectiv comercial. Și am să dau și un exemplu aici, având ocazia să merg prin teritoriu, inclusiv să mă întâlnesc și cu beneficiarii programelor deja ODA, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Noi ieri am aprobat noul regulament la acest capitol, extinzându-i instrumentariul și competențele, de asemenea schimbând guvernanța acestei întreprinderi astfel încât să fie capabilă să implementeze noi soluții. Dar iată, întâlnindu-mă cu acești agenți economici, ultima întâlnire a fost când a avut loc ședința de guvern la Bălți și am discutat cu acești antreprenori care din sat au pornit o afacere încă 20 de ani în urmă, de succes, și el mi-a spus un lucru foarte interesant. Atunci când are nevoie de manageri buni, de specialiști calificați, plătește cu 2-3 mii de lei mai mult la specialiști din companiile germane. Pentru că ei sunt pregătiți corect, au know-how de a organiza, au know-how de a pune procesele corect pe roate, de a instrui corect subalternii, astfel încât ei să aibă performanță bună. Și noi nu trebuie să ne temem de acest lucru. Și acesta ar trebui să fie și un obiectiv în ceea ce privește privatizările pe care le urmăm. Noi trebuie să aducem nu pur și simplu un investitor de portofoliu, noi trebuie să aducem investitori profesioniști care știu să organizeze acele sectoare și să aducă și know-how-ul cu tehnologiile moderne, cu mecanismele de funcționare care se vor transpune în personal bine instruit, capabil să dezvolte noi business-uri. La fel la Bălți cunosc companii care sau ingineri care au lucrat la companiile germane, care au demisionat de la companiile date și au creat companii separate care fac anumite subcomponente și le revând. De ce? Fiindcă ei deja știau ce înseamnă să organizeze un proces de business corect, modern,
cu cerințe la nivel internațional, capabile să facă produse care să meargă la export. Asta trebuie să fie abordarea pe care noi trebuie să o avem în minte. Eu anume intenționat am făcut aceste exemple ca să arătăm că asta funcționează. Nu este pur și simplu teorie, nu este, sunt niște principii care sunt luate de la organizația internațională, dar sunt lucruri care se întâmplă în Republica Moldova și ele funcționează bine. Și noi, pe baza acestei exemple pilotate, aceste exemple care au avut loc, trebuie să ne organizăm pe intern, să le punem la baza strategiei noastre și să maximizăm valoarea adăugată care o putem obține din active foarte mari. Noi, deci statul deține active enorme și o bună parte din ele sunt valorificate prost sau chiar nevalorificate, integral. Da, trebuie să ținem cont și de aspectele strategice, cum am menționat la început, dar în același timp trebuie să avem direcția principală, eficiență, guvernanță calitativă, profesională, modernă, care să schimbe procesele din interior. Și lucrul acesta nu este simplu, cunosc din practică, fiindcă am lucrat în sectorul privat, unde vineau modele de guvernanță de peste cotare și lucrul acesta durează. Și vreau să spun că dacă într-o organizație care e vorba de 150-200 de persoane, lucrul acesta ia circa un an jumate, 2 ani, ca echipa deja să lucreze după un model nou, să adopte, să accepte acest model și să înceapă a funcționa, eu cred că în cadrul guvernului, în cadrul inclusiv a întreprinderilor de stat, acest lucru va dura mai mult, dar este un lucru necesar pe care trebuie să-l începem de pe acum și să mergem înainte. E criză, e un pic mai dificil de a face lucrul acesta, dar sub nicio formă nu trebuie să ne eschivăm, să nu fie un motiv de a nu ne mișca în direcția dată și împreună cu experți, împreună cu cei internaționali, cu ai noștri care deja au plonjat în procesele date, este bine cu toții ca societate să ne învățăm și să facem un mecanism de guvernanță și de procese organizaționale mai performante decât cele pe care le-am avut. Cele care le-am avut nu sunt bune. Eu vă mulțumesc foarte mult și am să-i dau cuvântul lui Tatiana. Eu am o încredere mare în echipa de la APP. Domnul Eugen Cozonac, el nu este aici prezent, este o persoană deosebită, foarte calmă, foarte rezistentă la acele schimbări care trebuie să fie efectuate și de fapt ei vor avea o autonomie destul de înaltă în ceea ce privește a implementa aceste politici, această strategie. Și le urăm un mare succes împreună cu suportul experților și specialiștilor pe acest domeniu. Mulțumesc! Bună ziua! Eu mă bucur să văd atâtea fețe cu care am lucrat anterior în funcția mea de directoare de program pe anticorupție și bună guvernare. Acum sunt pe partea aialaltă. Anterior făceam recomandări, acum sunt... Poftim? Aceeași parte. Nu suntem pe baricade, dar sunt pe partea în care trebuie să implementăm aceste recomandări. Atunci când discutăm despre buna gestiune a unui sector, de ce ai nevoie? Ai nevoie de informații, ai nevoie de reguli și ai nevoie de oameni. Ce am făcut noi în ultimul, practic un an, la APP? Am obținut informații pentru că spre regretul sau spre, nici nu știu cum să o spun, spre regret până acum, în ultimii 30 de ani, sunt foarte puține rapoarte cu date validate care ar descrie într-adevăr care este situația întreprinderilor de stat și a societăților pe acțiuni în Republica Moldova. Rapoartele prezentate, atât financiare cât și de activitate, au fost îmbunătățite cu o serie de indicatori economici, de performanță, indicatori financiari, dar și non-financiari, pentru a ne putea da seama care până la urmă, cu ce ne ocupăm până la urmă, care este scopul nostru de a fi sau de a avea aceste întreprinderi. Și vreau să vă spun că a fost un exercițiu destul de complicat. Noi abia peste jumătate de an, în al doilea exercițiu de raportare trimestrială, pentru că facem deja și raportare trimestrială, avem date relevante, date validate și date care pe alocuri ne bucură, pe alocuri ne sperie. În acest sens vreau să le mulțumesc atât
partenerilor de dezvoltare, consultanților care ne-au ajutat, dar nu ultimul rând Ministerul Economiei și Ministerul Finanțelor, care au făcut un exercițiu extrem de complicat împreună cu noi, de două ori, adică în două trimestre, în care noi ne-am gândit, ok, hai să îmbunătățim acest lucru. De la ce pornim? Și am pornit de la recomandările Curții de Conturi, de la recomandările Curții Centrului Național Anticorupție și recomandările Expert Group. Centrul Național Anticorupție în 2016, în 2017, în două iterații au făcut două studii foarte complexe pe partea de monitorizarea activității întreprinderilor de stat și activității conducătorilor acestora. Curtea de Conturi la fel, Ministerul Finanțelor la fel. Ca să vă batem, sau cu ce s-a terminat acest exercițiu, este că în jumătate de an, după un exercițiu de jumătate de an, noi avem pentru prima oară în 30 de ani o imagine a tuturor problemelor cu întreprinderile de stat și cu societățile pe acțiuni, pe care vreau să vă spun că sunt multe. Le avem, le recunoaștem, dar ele intervin din cauza că până acum noi nu am avut un sistem informațional foarte bine pus la cale, un sistem de monitorizare, un sistem de responsabilizare, transparența activității acestora, o politică de gestiune sau un raționament al activității statului în acest sector. Ei bine, noi acum dezvoltăm această politică, urmează să fie adoptată până la sfârșitul anului cu suportul Ministerului Finanțelor. Ne bucurăm că este și un indicator pe care FMI-ul îl are în grila de politici, cu suportul partenerilor de la Soros, Banca Mondială, Expert Group. Lucrăm la această politică, avem și un grup interguvernamental în care discutăm și o platformă parlamentară în care se discută aceste subiecte, însă acest lucru nu a fost făcut până acum, niciodată. A doua parte, buna guvernare. Buna guvernare nu înseamnă doar transpunerea bunelor practici și principiilor de bună guvernare din OECD și copierea lor automată. Înseamnă adaptarea lor la necesitățile sectoriale, înseamnă adaptarea lor pentru a putea să fie implementate în diferitele forme de organizare ale sectorului întreprinderilor de stat și înseamnă de multe ori o muncă mult mai complexă decât un control-C, control-V a bunelor principii de guvernare. La acest capitol s-a venit recent cu un cod de bună guvernare, s-a venit cu un cod de evaluare activității managerilor instituțiilor de stat, cu responsabilizarea acestora, cu responsabilizarea consiliilor și cu, să le spunem așa, formarea și profesionalizarea consiliilor de administrare, dar recunoaștem că este un drum lung. Și oameni. Noi toți vorbim despre privatizare și despre faptul că statul este un manager prost al sectorului de stat. Eu cred că, într-adevăr, sectorul privat are mai multe pârghii, mai multă libertate pentru a gestiona bunurile, pentru a aduce valoare adăugată. Acest lucru nu înseamnă că, în cazul în care în sectorul de stat sunt manageri buni, bine plătiți și care își au un interes în dezvoltarea acestei întreprinderi, nu au rezultate foarte bune. Eu nu, după exemplu Sanfarprim, eu pot să dau exemplul fabricii de sticlă, care a înregistrat pierderi pe parcursul ultimilor ani, iar odată cu schimbarea unui manager, doar pe parcursul, iată este un an de când el este în funcție, dumnealui a înregistrat profit, a acoperit pierderile și se descurcă fără a îmi pune prea multe probleme în fața mea. Da, avem alte întreprinderi care au, să-i spunem așa, o eficiență mai scăzută, da, există interese atât sociale, politice, sociale în primul rând pentru că oamenii se tem de schimbări, au fost foarte multe schimbări fără, să-i spunem așa, ieri am avut o întâlnire cu liderii sindicatelor.
Prima întrebare a fost, noi dăm oamenii afară? Nu, noi nu dăm oamenii afară. Noi vrem să păstrăm orice om pentru a putea lucra, fie că este în sectorul privat sau este în sectorul public. Noi nu ne putem permite să pierdem oamenii buni și specializați care lucrează în întreprinderi, indiferent de acest sector. Astea fiind spuse, voi da cuvântul domnului Rapcea pentru a discuta și aș vrea să luăm acest studiu ca un... ca un avertisment. Dacă nu vom promova politica de gestiune a întreprinderilor de stat, dacă nu vom promova transparența, dacă nu vom promova lideri buni și manageri buni, nu vom rezolva problemele de salarizare în acest sector, noi vom continua să avem aceste riscuri și materializarea acestor riscuri pe parcursul anilor. Nu ne rămâne decât să ne urăm curaj și să mizăm pe suportul dumneavoastră. Mulțumesc! Bună ziua! Îmi spune Vitalie Rapcea, sunt autorul studiului privind riscurile de corupție în sectorul companiilor de stat. Țin să vă mulțumesc pentru că ne-ați onorat cu prezența și ați manifestat interes pentru acest domeniu. Și sper ca interesul să reflecte și în discuțiile care se vor generate ulterior în activitatea noastră profesională, să contribuim împreună la acea presiune pozitivă pe toți actorii implicați pentru a promova reformele atât de necesare în domeniu. Țin să mulțumesc în mod deosebit Agenției Proprietății Publice și Ministerului Economic care a manifestat deschidere pe toată durata acestui studiu și care și-a asumat acum public niște angajamente de a implementa eventual, dacă nu toate, cel puțin parte din aceste recomandări. Vreau să încep prin a descrie logica acestui studiu și eventual itinerarul prezentării. Deci voi începe prin a bifa locul și rolul companiilor de stat la nivel mondial și în economia Republicii Moldova. Voi continua prin a arăta legătura dintre eficiența redusă a companiilor de stat și nemijlocit proximitatea de factorul politic. Ulterior vom încerca să exploatăm antiteza dintre corupție și integritate pentru a analiza în ultimă instanță obstacolele de integritate la nivel de stat și obstacolele de integritate la nivel de întreprindere, care nu sunt altceva decât factorii de risc de materializare a actelor de corupție în întreprindere, în sectorul companiilor de stat. Și în ultimă instanță vom încerca să formulăm niște concluzii și recomandări. În procesul elaborării acestui studiu au fost consultate literatura de specialitate, publicații ale Fondului Monetar Internațional în domeniu, publicații ale Băncii Mondiale, OCDE, rapoartele Curții de Conturi, pentru a exemplifica materializarea propriu-zisă a riscurilor de corupție în cadrul companiilor de stat, precum și Cartea Albă a Bunei Guvernanțe în sectorul întreprinderii de stat și rapoartele CNA, precum și multe alte surse de informații care sunt disponibile în lista exhaustivă anexată la studiu. Subiectul companiilor de stat începe să prezinte un interes tot mai mare și asta este confirmat și de raportul FMI, care analizează trendul sau dinamica prezenței companiilor de stat în economia globală. Și curios lucru este că ponderea companiilor de stat în topul celor mai mari 2000 companii din lume este pe un trend ascendent și observăm că aceasta este valabil mai cu seamă pentru China și economiile emergente. Această dinamică, precum și totalul activilor companiilor de stat din PIB, care reprezintă aproximativ 50% din PIB-ul global, ridică întrebări în rândul economiștilor dacă nu care cumva companiile de stat pot fi folosite ca motoare de creștere economică. Ei, în această dezbatere vis-a-vis de utilitatea companiilor de stat,
Republica Moldova totuși a ales să tranziționeze la o economie planificată, la cea de piață, asta însemnând, așa cum a spus și domnul director Adrian Lupușor, deetatizarea. Și acolo unde există sectorul privat, statul nu are ce căuta, de aia pe această tendință Republica Moldova s-a angajat într-un proces de lungă durată de reducere a sectorului companiilor de stat. Și de altfel, observăm că acestea, deci întreprinderi de stat, societățile pe acțiuni capital de stat și întreprinderi municipale au un aport a valoare adăugată în PIB de 14,6% în 2020, iar companiile de stat tot în 2020 angajau aproximativ 10,5% din totalul salariaților din antreprenoriat. La moment, în registrul patrimoniului public sunt înregistrate 187 de întreprinderi de stat, aproximativ 80 de companii cu capital de stat, a cărei fondator este administrația publică centrală, și dintre acestea însă 58%, 58 de întreprinderi de stat și 2 societăți pe acțiuni sunt gestionate de către sau fondator este alte autorități ale administrației publice centrale decât Agenția Proprietății Publice. Întreprinderi sau companii de stat pot fi înființate de către administrația publică centrală, administrația publică locală și atunci acestea sunt întreprinderi municipale și unitatea teritorială administrativă Găgăuzia. Eficiența redusă a companiilor de stat a fost tot un indicator care caracteriza acest sector. Deci din companiile de stat înregistrate în registrul proprietății publice, de fapt cu activitate economică sunt doar 57,5%. Randamentul forței de muncă în companiile de stat este în jumătate față de întreprinderile private, iar raportul dintre veniturile din vânzări la total active pentru întreprinderi de stat este de 23% în cadrul întreprinderii de stat, 62% în cadrul societății pe acțiuni, raportat la 80% media pe economie. La fel este de menționat că pierderile generate de companiile doar de întreprinderile de stat administrate de administrația publică centrală în perioada 2016-2020 sunt în echivalentul a 18 km de drum național care ar fi putut fi reabilitat dacă nu erau generate aceste pierderi, iar întreg sectorul companiilor de stat din 2013 până în 2016 a generat pierderi care ar fi fost suficiente pentru reabilitarea în întregime a traseului Chișinău-Bălți. Riscurile de corupție sunt caracteristici companiilor de stat nu doar din Republica Moldova și asta e foarte important a fi menționat. Iar raportul OCDE vorbește că aceste riscuri derivă din gradul de proximitate a companiilor de stat de factorul politic. Și cu cât compania de stat este mai apropiată, iar apropierea companiei de stat se realizează inclusiv prin nominalizarea membrilor în consilii, nominalizarea organului executiv a companiei de stat sau executarea de către compania unei activități de implementare a politicii publice. Deci, cu cât gradul de proximitate a companiei de stat este mai mare de factorul politic, cu atât mai mare este și riscul de corupție. De fapt, la nivel internațional, din cele 37 de jurisdicții cercetate, 42% din respondenții anchetei făcute de reprezentanții OCDE au menționat că au fost martorii faptelor de corupție materializate în cadrul companiilor de stat pe care le reprezintă. Deci, cu alte cuvinte, fenomenul este unul prezent și nu doar în Republica Moldova. Riscurile de corupție în cadrul companiilor de stat la nivel național, internațional, se prezintă conform tabelului din imagine. Astfel, violarea prevederilor aferente protecției datelor și confidențialității, furtul sau furtul de bunuri, frauda, luarea, dare de mită, favoritismul sunt fapte de corupție materializate în sectorul companiilor de stat la nivel internațional. În Republica Moldova, conform datelor, rapoartelor CNA,
Faptele de corupție în cadrul companiilor de stat materializate vizează depășirea atribuțiilor de serviciu și excesul de putere în 41% din cazuri, traficul de influență în 32% din cazuri, delapidarea verii străine 8%, corupție pasivă 8%, falsul în acte 5%. În continuare, vom încerca totuși să exploatăm o antiteză între corupție nemijlocit și integritate. Ori există o relație invers proporțională între integritate și corupție. Cu alte cuvinte, cu cât mai puțină, este integritate, cu atât mai mult cu atât mai mult probabil este riscul de corupție. Și viceversa, cu cât mai puțin probabil este riscul de corupție, cu atât mai mult integritate este. Ei, această antiteză permite o schimbare de paradigmă. Noi suntem obișnuiți să ne axăm pe fenomenul negativ care este corupția. Și ne scapă din vizor că, de fapt, targetul nostru sau scopul nostru final este să țintim o integritate la nivel de stat și integritate la nivel de întreprindere. Astfel, țintind integritatea, noi ne axăm pe un atribut sau un factor pozitiv și nemijlocit îl facem drept scop indefinit spre care ne mișcăm în continuu. Iar integritatea la nivel de stat și integritatea la nivel de întreprindere poate fi atins prin eliminarea obstacolilor de integritate. Și atunci se schimbă, schimbând paradigma, noi schimbăm, de fapt, ținta. Ținta noastră este identificarea obstacolilor care nu ne permit să obținem o integritate la nivel de stat și obstacolilor care nu ne permit să avem parte de companii de stat integre. Și atunci studiul vine cu această schimbare de paradigmă și vrea să identifice obstacole de integritate la nivel de stat și obstacole de integritate la nivel de întreprindere. Deci, pentru realizarea unui deziderat de integritate la nivel de stat, este nevoie de satisfacerea premizelor necesare pentru crearea asigurarea unei bune guvernanțe în cadrul companiilor de stat. Iar în acest scop ne ajută bunele practici ale OECD în ceea ce privește buna guvernanță a companiilor de stat. OECD devenește 7 principii care conduc spre o bună guvernanță și, în ultimă instanță, la o integritate la nivel de stat. Printre aceste principii putem menționa stabilirea raționamentelor de proprietate a statului. Deci, în conformitate cu acest principiu, statul, când deține o companie de stat sau când înființează o companie de stat, trebuie să explice clar de ce are nevoie de această companie de stat, care sunt obiectivele generale și cele specifice pe care această companie le va atinge. În lipsa unei astfel de abordări și în lipsa unei explicări a raționamentelor de tautologie, putem ajunge în situația în care statul înființează companii care nu vizează sau nu reprezintă un avantaj pentru beneficiul public și reprezintă un risc de dilapidare de fonduri. Un exemplu similar a fost realizat când Ministerul Culturii s-a aventurat în calitate de cofondator în înființarea unei societăți pe acțiune, a cărei obiectiv era, de fapt, străin Ministerului Culturii, și anume cel de organizarea jocurilor de noroc și pariuri, și în calitate de contribuții a aportului, statul pune clădirea Gaudeamus pentru înființarea acestei întreprinderi, iar ulterior această societate pe acțiuni cu capital majoritar de stat se aventurează într-un contract de reparații de 4 ori mai mare decât valoarea de bilanță clădirii, ca în ultimă instanță clădirea să fie prin instanță de judecată revindicată. Deci, iată cum nespecificarea sau acest obstacol de integritate, de nespecificarea raționamentelor de proprietate a statului, vine să genereze nemijlocit riscuri și să materializeze aceste riscuri de corupție. O altă premiză pentru asigurarea bunei guvernanțe în cadrul companiilor de stat este delimitarea rolului. Rolul statului de elaborare a politici, rolul statului de administrare. Și partea acestui proces de delimitare a rolului este și nemijlocit separarea acestei funcții.
de administrare și creare agenției proprietății publice, care trebuie să fie specializată în administrarea companiilor de stat și, nemijlocit, să creeze acea distanță dorită între compania de stat și, nemijlocit, factorul politic. În lipsa unei delimitări a rolurilor, noi avem situații când aceleași persoane care sunt responsabile de elaborarea politicilor participă în mod direct la guvernarea companiei de stat. Și atunci există acest conflict de interese care se materializează. Și acest conflict de interese poate fi rezulta în, eventual, un lobby pentru compania de stat în detrimentul interesului public prin elaborarea politicilor sau prin politicile pe care acel funcționar de stat le implementează în desfășurarea atribuțiilor de serviciu. Un caz similar se înregistrează, spre exemplu, la Moldova Gas, când reprezentantul sau unul din membrii în Consiliul de Observatori este și secretar de stat, care gestionează sectorul, sectorul energetic. Și în calitate de secretar de stat, statul remunerează cu un salariu de 20.000 de lei, aproximativ, iar în calitate de membru a Consiliului de Observatori, întreprinderea SA Moldova Gaz îl remunerează cu 90.000 de lei. Și atunci există riscul materializării sau există un obstacol de integritate care poate să materializeze într-un risc de corupție. Un alt obstacol de integritate este nedefinirea rolului clar a rolului companiei pe piață. Ori compania de stat trebuie să aibă un rol clar definit pe piață și, în mijlocit, acest rol clar definit trebuie să fie explicat printr-un mandat. Și cei responsabili de guvernanță companiei de stat trebuie să implementeze sau să se asigure că compania funcționează prin prisma acestui mandat încredințat de către stat. Un alt obstacol de integritate este neasigurarea unui tratament echitabil care dintre acționari și investitori. Principiile de bună guvernanță spun că statul, în calitate de acționar, trebuie să aibă parte de același tratament ca și acționarii sau investitorii minoritari. Ori asta nu neapărat s-a întâmplat de-a lungul timpului. Un alt obstacol de integritate reprezintă asigurarea unui mediu concurențial echitabil, astfel încât să se creeze acel teren echitabil și echilibrat pentru toți actorii. Ori companiile de stat nu pot fi avantajate sau dezavantajate. Ele nu pot fi susținute prin subvenții sau prin amânarea unor plăți care pentru ceilalți sunt obligatorii. Și în același timp companiile de stat nu pot fi dezavantajate pentru faptul că sunt de stat și impuse să facă politici publice din finanțarea sau prin finanțarea încrucișată. Un alt obstacol de integritate și nemijlocit premiză pentru asigurarea bunei guvernanțe în cadrul companiilor de stat este și profesionalizarea consiliilor, membrilor consiliilor companiilor de stat. Deci consiliile trebuie să fie responsabilizate pentru performanța companiei, fapt ce lipsește la noi. Consiliile trebuie profesionalizate, iar membrii aceștia trebuie nominalizați pe criterii transparente. Leantul care vine să consolideze această structură care asigură bună guvernanță și integritate la nivel de stat este transparența. Ori transparența face companiile de stat și statul responsabil în fața cetățeanului pentru beneficiul public pe care acesta trebuie să-l asigure prin proprietatea publică pe care o deține. Analiza decalajelor ne arată însă că Republica Moldova are carențe la capitolul asigurării integrității la nivel de stat. Aceste carențe rezidă în legislația în vigoare explică în termeni prea generali raționamentele politicii de proprietate. Practic nu există explicația raționamentelor politicii de proprietate. Lipsește formularea așteptărilor specifice față de companiile de stat.
Instituțiile administrației publice centrale abilitate cu funcția de elaborare a politicilor sunt implicate în mod direct în administrarea companiilor de stat. Funcția de proprietar nu este concentrată în cadrul unei singure instituții, ci este divizată și funcția de proprietar este realizată în comun cu alte autorități ale administrației publice centrale. Consiliile sunt formate în exclusivitate din funcționari publici care percep nominalizarea în board drept un instrument de stimulare financiară a acestora. Deci nu există proceduri aferente modului de selectare, nominalizare, evaluare și demitere a membrului Consiliului de Administrație. În cadrul Consiliilor nu există membri independenți, iar legislația în vigoare nu asigură independența acestor consilii. Nu există legătură directă între remunerarea administratorului și obiectivele pe termen lung. Libertatea operațională a organului executiv a companiilor de stat este adesea extrem de limitată. Iar administratorul este numit de fondator. Deci administratorul este numit de fondator și rapoarte care vizează transparența în cadrul companiilor de stat denotă o legătură între schimbarea guvernării și nemijlocit schimbările care au loc în consiliile de administrație și în organul executiv a companiilor de stat. Deci pentru a elimina aceste obstacole de integritate la nivel de stat, este nevoie de implementat sau aprobat politica de proprietate care ar explica aceste raționamente, reglementări care ar stabili mandatele companiilor de stat, reglementări care ar stabili clar și transparent mecanismele și criteriile de nominalizare, evaluare și demitere din funcția membrilor consiliilor de administrație, reglementări care ar prevede penalizări pentru membrii consiliilor și organul executiv în cazul neasigurării transparenței. Deci astea sunt obstacole de integritate care sunt generate de lipsa unor reglementări sau unui cadru care reglementa aspectele nominalizate. Însă există obstacole de integritate care derivă din cadrul existent, care prezintă un conflict de norme sau eventual o reglementare excesivă sau care sau propune sau permite o interpretare și discreție prea mare la nivel de implementare. Mă voi referi doar la câteva din acestea. Spre exemplu, legea cu privire la antreprenoriat spune că toate întreprinderile au libertatea de a dispune de patrimoniu în modul în care își o doresc și de a fixa prețurile și tarifele la servicii prestate. Nu este neapărat valabil și pentru întreprinderi de stat, a căror prețuri și tarife sunt aprobate de către fondator și care primesc bunurile în gestiune și nu în proprietate. Un alt obstacol de integritate ține de reglementarea privind partajarea funcției de administrare între APP și alte autorități ale administrației publice centrale, ori legea cu privire la deetatizare privind administrarea și deetatizarea proprietății publice menționează expres că APP nu este singura instituție responsabilă de administrarea companiilor de stat. Deși salariul administratorilor companiilor de stat se vor plafonate, cu toate acestea există un grad mare de discreție pe care legislația o permite în mod expres în ceea ce privește salarizarea administratorilor. Ori, premiile anuale de până la 6 salarii de funcții, ajutoarele materiale la concediu, coeficienții de complexitate și așa mai departe. Deci toate acestea nu reprezintă decât niște mecanisme de a remunera eventual organul executiv fără să se țină neapărat cont de performanța și obiectivele pe termen lung. Alte bariere sau obstacole de integritate încastrate în legislația autohtonă țin de remunerarea membrilor consiliilor care se eschivează de la îndeplinirea funcțiilor. Ori legea nu explică ce înseamnă eschivare
de la îndeplinirea atribuțiilor și nemijlocit în cazurile în care nu se achită indemnizația lunară stabilită pentru membrii consiliilor au putea fi rare, cel puțin nu am identificat în cadrul studiului. O altă reglementare care reprezintă un obstacol de integritate este limita cu privire la numărul de consilii din care poate face parte aceeași persoană. O lege stabilește o limită în cadrul întreprinderii de stat, numărul limită de consilii este 3, iar în cadrul societății pe acțiuni este 5. Dar dacă cumulăm pentru același funcționar 3 cu 5, fac deja 8 consilii. Și dacă ținem cont de faptul că funcționarul mai lucrează și la un minister, de la 8 la 5 eventual, atunci întrebarea e ce calitatea guvernanței este asigurată de acest funcționar, în cazul în care el e membru al Consiliului în 8 consilii și eventual încă câteva comisii de cenzori. Dar ăsta este un instrument de stimulare. Și dacă obstacolele de integritate la nivel de stat creează sau sunt responsabile de crearea cadrului în care activează compania de stat, atunci obstacolele la nivel de întreprindere duc la materializarea propriu-zisă a faptelor de corupție. Printre acestea, în studiu sunt tratate controlul intern fragil, carențe în administrarea achizițiilor, administrarea ineficientă a patrimoniului gestionat, la care s-a referit și domnul ministru, managementul contabil defectuos, plata primilor și premiilor administratorilor, politica de cadre defectuoasă și netransparentă și, în ultimă instanță, lipsa celui leant care se consolidează integritatea la nivel de întreprindere, care este transparența întreprinderii. La nivel de control, obstacolul de integritate constă în aceea că, cum a spus și doamna directoare agenției, informațiile sunt cheie. Păi informațiile sunt cheie pentru Consiliul de Administrație care ia decizii. Ori organul decizional la nivel de companie este Consiliul de Administrație, a cărui decizii nu vor fi mai bune decât calitatea informațiilor pe care le utilizează în luarea deciziilor. Și atunci, controlul este acel mecanism prin care Consiliul se poate asigura că informațiile prezentate sunt veridice sau eventual sunt autentice și reprezintă situația reală. Ce mecanisme de control prevede legislația autohtonă pentru a asigura această calitate a informației? Deci noi avem Comisia de Cenzuri, care este nefuncțională. În marea majoritate a cazurilor avem Comitet de Audit, care este specificat în conformitate cu legea privind auditul situației financiare doar pentru entitățile relevante, asta fiind întreprindere de stat mari și societăți pe acțiuni mari. Comitetul de audit și Comisia de Cenzori se subordonează în cazul societății pe acțiuni, se subordonează adunării generale acționarilor. Sunt cu caracter sporadic, nu permanent. Comisia de Cenzori, spre exemplu, este responsabilă de auditul situațiilor financiare, iar la întreprinderea de stat asta se face de două ori pe an. Iar la societățile pe acțiuni trebuie să se facă de cel puțin o dată pe an. Și ultimul instrument pe care îl are bordul este auditul intern, care din păcate în Republica Moldova este subordonat doar administrativ directorului. Și nu există o subordonare de raportare acestui control și audit intern către Consiliul de Administrație. Mai este de menționat că controlul și auditul intern are un caracter permanent și nu sporadic și vizează triada audit financiar, conformitate și managementul riscurilor. Deci aici aveți o organigramă, e prea mică, dar e în comparație. Sus este organigrama administrației de stat a drumului în care serviciul audit intern și serviciul control intern sunt subordonate directorului, iar în schemă nu apare, în structura organizatorică nu apare nici Consiliul de Administrație. Și jos aveți organizația similară, este vorba despre Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România, în care Consiliul de Administrație este reprezentat în organigramă și are în subordinea sa de raportare serviciul de audit intern, control intern, până chiar și comunicare. Un alt obstacol de integritate la nivel de companie este organizarea deficitară a procesului de achiziții.
întreprinderile de stat sau companiile de stat adesea evită achizițiile prin semnarea contractelor adiționale la sau acordurilor adiționale la contractele existente. Așa, spre exemplu, în 2020, Administrația de Stat a Drumului a contractat lucrări de întreținere și reabilitare a drumurilor, întreținere mai mult, a drumurilor în valoare de aproximativ 60% din fondul rutier. Neplanificarea achizițiilor, nepublicarea anunțului de intenții pentru achiziții, neorganizarea sau trecerea deciziei de achiziții prin grupul de lucru pentru achiziții. Toate acestea sunt obstacole de integritate la nivel de întreprindere care pot duce la materializarea riscurilor de corupție. Administrarea ineficientă a patrimoniului public, așa cum a spus și domnul ministru, este și asta un obstacol de integritate când întreprinderea ar putea să dețină un patrimoniu destul de impresionant, dar pe care nu îl valorifică și nu îl utilizează. Și atunci nu dă în locațiune terenuri sau activele neutilizate în procesul de producție. Și asta duce la o subutilizare a activelor și nemijlocit, ratarea unor venituri care ar putea ulterior să ajungă în bugetul de stat. Managementul contabil defectuos prin supraestimarea datoriilor și includerea datoriilor neidentificate pentru a încărca sau îndatora compania de stat în eventualitatea unei privatizări. Sau alte erori contabile la darea în locațiune care se manifestă prin neindicarea datelor referente stării bunurilor, costul de intrare și nemijlocit, uzurii, amortizării în contractele de arendă, care ulterior se pot materializa în aceste riscuri de corupție. Un alt obstacol de integritate la nivel de întreprindere este și plata nejustificată a primilor și a premiilor chiar pentru organul executiv, chiar și atunci când există pierderi la întreprindere. Angajarea personalului fără organizarea concursurilor este o tendință constatată în raport privind transparența companiilor de stat, care relevă că 85% dintre companiile de stat care au făcut obiectul cercetării nu au angajat personal prin concurs. Și un ultim obstacol de integritate la nivel de companie pe care îl voi aborda ține de transparența redusă la nivel de companie și țin să menționez că există un instrument de verificare a transparenței companiilor de stat. Acest instrument a fost creat prin proiectul Democrația, Independența și Transparența Instituțiilor Publice Cheie din Republica Moldova, care clasifică 60 dintre întreprinderile de stat după criterii, funcție de criteriu de performanță financiară și de transparență. Ei, dacă ar fi să analizăm media transparenței companiilor de stat conform metodologiei propuse, atunci această medie este 26,3%. Iar cele mai transparente întreprinderi, top 3 cele mai transparente, Mod Electrica, Moldața și Energocom, au un nivel de transparență de 58 și respectiv 56%. În concluzie, deși cu o pondere în scădere, companiile de stat continuă să ocupe un loc important în economia Republicii Moldova, iar calitatea administrării acestora determină nu doar costul bunurilor produse și nemijlocit calitatea serviciilor prestate, dar și poate genera un semnificativ risc macroeconomic, în special în contextul noilor realități și volatilității la nivel regional. Eficiența redusă a companiilor de stat, dar și calitatea proastă a serviciilor prestate prezintă indicatori finali agregați a calității administrării. Cu alte cuvinte, cetățeanul poate să-și dea seama de calitatea guvernării prin prisma calității bunurilor și serviciilor care îi sunt livrate de aceste companii de stat. Riscurile de corupție sunt inerente companiilor de stat nu doar din Republica Moldova. Și acest risc de corupție derivă din proximitatea dintre compania de stat și factorul politic. Iar riscurile de corupție se materializează atunci când există obstacole de integritate, atât la nivel de stat, cât și la nivel de întreprindere. Astfel, obstacolele de integritate la nivel de stat creează cadrul favorabil materializării riscurilor de corupție, în timp ce obstacolele de integritate la nivel de întreprindere determină materializarea acestor fapte de corupție.
Principalii factori sau obstacole de integritate la nivel de stat includ lipsa unei politici de proprietate care ar explica raționamentele de proprietate ale statului, lipsa mandatelor pentru companii, constrângeri la nivel de consilii, suprapunerea rolurilor și conflictul de interese între rolul statului de elaborare a politici și cel de administrare. Obstacolul de integritate la nivel de întreprindere țin de nerespectarea cadrului legal și a deciziilor organelor de conducere care comunică obiectivele generale și cele specifice ale politicii de proprietate. Iar controlul intern fragil și nivelul redus de transparență sunt obstacole de integritate la nivel de companii care necesită a fi eradicate cu prioritate. În context, venim cu următoarele recomandări. Aprobarea politicilor de proprietate a statului cu reflectarea raționamentelor de proprietate și delimitarea clară, fără suprapunere, a rolurilor tuturor părților implicate este de necesitate sine qua non. Îmbunătățirea guvernanței corporative prin instituirea unor criterii transparente pentru selecția membrilor consiliilor, evaluarea și demiterea acestora, precum și nominalizarea membrilor independenți, subordonarea de raportarea controlului intern către Consiliul de Administrație. Consolidarea capacităților instituționale ale APP pentru o mai bună evidență, administrare și control a gestiunii patrimoniului public, pentru că la moment APP are un mandat extins, dar capacități care necesită a fi augmentate. Instituirea unor sancțiuni pentru factorii de decizie responsabili de neasigurarea transparenței și dezvăluirea informației, atât la nivel de stat, cât și la nivel de companie. Și, nu în ultimul rând, instituirea unei abordări ex-ante în analiza riscurilor de corupție în cadrul companiilor de stat, prin prisma identificării și eradicării acelor obstacole de integritate la care m-am referit. Și, așa, în calitate de exordium, nu știu cât de bine se vede în imagine, e cam mic, dar în imagine este reprezentat un organ executiv a companiei de stat, care are în mână o lopată, adică libertatea operațională de a-și exercita mandatul și care este supravegheat îndeaproape de către un Consiliu de Administrație. Consiliul de Administrație care este susținut de un control intern și eventual o raportare către publicul larg prin audit extern. Și tot asta se întâmplă în contextul unui teren echilibrat și teren echitabil pentru toți actorii, în condiții de transparență și în condiția în care statul nu este implicat direct în administrare. Eu vă mulțumesc pentru atenție și mulțumesc reprezentanților instituțiilor care au misiunea grea de a atenua impactul acestor factori și de a imuniza întreprinderile, sectorul companiilor de stat. Mulțumim mult, Vitalie, pentru acest studiu destul de cuprinzător, care sunt sigur va trezi multiple întrebări, comentarii, discuții. Dar cred că este un studiu care încă o dată ne argumentează cât de iminentă și necesară este reforma în acest domeniu și cât de mare este presiunea pe guvern în acest context, pentru că este clar că nu mai putem amâna aceste reforme și orice amânare ne va costa pe viitor bani la buget, investiții ratate și corupție. Eu aș vrea acum să deschid panelul pentru discuții pe marginea celor prezentate. Nu înainte de a... Poate aveți dumneavoastră, domnule ministru sau domn director adjunct, reacție, dar o să vă rog să formulăm laconic pentru a da posibilitatea participanților la fel să participe la discuție. Mulțumesc foarte mult și, într-adevăr, ați prezentat exhaustiv o listă întreagă de probleme. Încă o dată arată că, de fapt, la capitolul acesta nu s-a lucrat. Și foarte corect ați menționat, eu chiar mi-am notat aici o frază, proces de lungă durată, numai așa, și cuvântul trebuie să sune lung, fiindcă noi, ca societate, eu aș spune, nu doar e vorba de stat, dar ca societate trebuie să intrăm într-un proces de lungă durată, de restructurare,
și a sectorului de stat, dar nu doar a sectorului de stat, dar în general a guvernanței, inclusiv și în sectorul privat. Cunosc și în sectorul privat, unde lasă de dorit și eu vreau să vă spun că acele riscuri sau structuri de riscuri de corupție, abuzuri în serviciu, nu diferă în sectorul privat de cel din sectorul de stat. Totuși, în pofida faptului că într-adevăr este un roadmap extrem de lung și la care suntem la un început de cale, este extrem de mult de lucrat, dar noi trebuie să începem să ne mutăm cu și analizele și cu soluțiile pe care le propunem de la principii și valori spre mecanisme și soluții concrete. Fiindcă aici, the devil is in the detail. Adică diavolul în detalii și dacă noi nu intrăm în detalii respective, noi nu vom merge în jurul acestor probleme, ele toate sună foarte frumos, principiile respective, dar dacă nu găsim aplicabilitatea și mecanism aplicabil exact, practic, la nivelul respectiv, noi nu vom ajunge nicăieri. Așa cum s-a discutat, de fapt, foarte multe ori la capitolul acesta și nu s-a ajuns nicăieri. Și exemplu cu imaginea de pe iar arată foarte drăguț ca un exemplu, dar de fapt e un exemplu de over-regulation, unde prea mult se uită la cel care sapă cu lopata, da? Și aici vreau să dau doar, să merg pe exemple, fiindcă ele de obicei sunt mai elocvente. Aceleași achiziții, o zonă în care s-a lucrat foarte mult, s-au pus foarte multe reglementări, s-au marcat succese, mecanisme sofisticate de achiziții și rezultatul știți care? Companiile de bună credință nu vor să participe la achiziții. Este over-regulation. Și trebuie să fim foarte atenți cum organizăm lucrul acesta. Eu am discutat cu companii care au spus că el, în strategia sa, refuză și nu aplică la tendere. Și ne pomenim în situația în care aplică doar cei care au interese, au scheme și, de fapt, aceste blocaje, aceste bariere care au fost stabilite, au fost mai curând în favoarea celor care beneficiază nu prea corect de depozițiile sau de anumite personaje. Le facilitează, de fapt, faptul că nu există concurență corectă, loială și rămân doar una, două companii care se înțeleg și se fac achizițiile. Am avut ocazia să particip la formarea primului departament real, funcțional, de riscuri în Republica Moldova, atunci când a venit Societatea Generală și a creat primul departament de riscuri, extins în sensul larg al cuvântului, funcțional în Republica Moldova. Până atunci existau ofițeri de riscuri care erau prin departamentele de creditare, de riscuri în alte domenii nu prea se auzea. Și la momentul acela s-au stabilit funcții de, în afară de riscul creditar pe dosar, dar și riscuri operaționale, riscuri ce țin de careva cataclisme, riscuri și cum trebuie de tratat aceste riscuri. După care aceste cunoștințe au fost dezvoltate, transmise și către alte bănci și către tot sectorul economic, acum toți discutăm despre riscuri. Despre controlul intern, eu vreau să vă spun, cu toate că se discută la capitolul acesta, noi încă nu știm să facem controlul intern. Nu știm. Aici noi trebuie să ne învățăm. Noi că avem comisiile de cenzuri care sunt mai curând strani prin responsabilitățile lor, noi avem instituții de stat în care există și comisia de cenzuri și auditul intern în paralel, chiar sunt curios cum arată rapoartele fiecăruia atunci când le citește Consiliul Întreprinderii. Segregarea funcțiilor este extrem de importantă și am să dau câteva exemple care arată cum funcționează. Eu am văzut întreprinderi, structura întreprinderilor inclusiv de stat, n-am să dau nume, în care IT-ul, spre exemplu, este în subordine împreună cu direcțiile economice și contabilitate la același director. Și eu, din practica mea personală, am avut așa situații când contabilii sună la IT și spune intră în bază de date și corectează, fiindcă am făcut o eroare, corectează acolo. Și când le-am venit cu procedură, noi și-am spus, nu se poate așa ceva de făcut, se supără. Dar e repede, cât e acolo? E schimbat? Eu nu pot schimba de aici în bază de date, să corectez cifra respectivă, cât e să schimb? Eu dacă fac prin stornare, prin tot lucrul acesta, evident că îmi ia mult mai mult timp. Ba da, trebuie să faci prin stornare, trebuie să rămână auditul registrelor în ceea ce privește corecțiile făcute în contabilitate. Și imaginați-vă că acești doi specialiști se află sub același șef. Evident că șeful, ca să arate frumos în fața un audit care vine, fiindcă el răspunde și de partea financiară, și nu ce că e rău omul. El va încerca să soluționeze pe intern toate problemele date. De aceea segregarea funcțiilor este critică.
Și lucrul acesta nu se întâmplă, eu vă spun, nici în întreprinderile stat, nici în întreprinderi private, în multe situații, riscurile acestea fiind prezente, fiindcă nu se cunoaște cum, ca mecanism, trebuie să fie asigurat lucrul acesta. Și la capitolul control intern trebuie să lucrăm foarte mult. Am văzut reglementări de audit intern în unele întreprinderi de stat, care sunt mai stufoase decât în bănci internaționale. Auditorul respectiv are mai mult de completat formulare decât să facă propriu-zis audit. Iarăși este over-regulation. Eu vă dau exemple concrete pe care le-am văzut. De ce? Fiindcă să înțelegem în ce constă problema la noi. Corect? Să o cuantificăm corect. Nu doar la nivel de principii și valori, că ele trebuie să existe, dar cum le implementăm ca ele să funcționeze. Fiindcă formal iau audit aparte, subordonat direct Consiliului, au un regulament extrem de stufos, toate reglementările sunt prezente, dar de fapt eu mi dau seama că ca să treci să completezi toate formularele acestea, îți ia mai mult timp decât nemijlocit să faci audit. În băncile internaționale ele sunt mult mai simple. Astea sunt exemple pe care eu le dau ca să mergem și să ne mișcăm spre partea practică. Fiindcă acest raport este bine, da, toate aceste categorii sunt, principiile acestea sunt general cunoscute, dar noi așteptăm și expertiză și suport din partea și partenerilor internaționali să creăm modele bine funcționale și calibrate la dimensiunile diferitor instituții. Ele nu pot fi identice la toate. La fel cum un sistem informatic nu poți implementa în orice situație. La noi de multe ori iau panacee. Digitalizarea înseamnă automat o eficiență mai bună. Nu. Fiindcă dacă aplici la 10 operațiuni pe zi, aceasta va fi o catastrofă. O pierdere de resurs. Și câteodată se întâmplă și lucrul acesta. Eu vă mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, este foarte mult de lucru. Dar trebuie să ne mișcăm la următoarea etapă. Este mesajul meu central. Cu analize pertinente pe companii individuale, pe procese, pe fiecare element al guvernanței în parte, fie că este vorba de mecanismele de gestionare, fie că este vorba de mecanismele de control, de auditare, la toate acestea trebuie să mergem în mod practic. Eu vă mulțumesc. Domnul ministru, mulțumim. Doamna Sava, vă rog. Pe scurt, noi deja lucrăm la politica de proprietate. Această politică de proprietate este, să spunem așa, este creată într-un grup destul de restrâns de oameni și de experți de înaltă valoare, atât internațional cât și național, cu suportul atât a Fundației Soros, a Băncii Mondiale, expert grupului. Noi deja lucrăm la această politică, sperăm să o putem. Adică nu sperăm, avem obligativitatea și mandatul să o prezentăm în toamnă spre consultare publică. Pe partea de transparență, eu întotdeauna îmi pun întrebarea, ce înseamnă transparență? Înseamnă doar informare? Înseamnă crearea sistemelor informaționale? Înseamnă ce înseamnă transparență? Pentru noi transparența, după cum v-am spus, după ce am văzut că raportarea până acum nu a fost, de fapt, validă, eu vă pot spune cu mare încredere că chiar și anexele care erau puse la anumite hotărâri de guvern sau lege pe terenuri, pe anumite proprietăți, unele din ele erau false, țineau de alt domeniu de proprietate, aparțineau persoanelor fizice, persoanelor juridice, etc., etc. Adică noi, de fapt, am venit cu ce am făcut până acum a fost auditul a tot ce înseamnă activ public, proprietate publică, activitate publică. Și transparența înseamnă un pic mai mult decât informare, înseamnă utilizarea și explicarea a ce se întâmplă în acest sector, nu doar decidenților politici, dar și angajaților, dar și managerilor și așa mai departe. Foarte mult țin pe trasabilitate, ori noi trasabilitate până acum în decizii nu am avut. Noi am făcut o analiză a deciziilor consiliilor în ultimii 3 ani. Din păcate, chiar și cu aceleași guvernări, o trasabilitate și o logică a intervențiilor în forma în care acum se lucrează nu poate să fie creată și noi lucrăm la acest capitol. Și da, avem o moștenire destul de complicată, stufoasă pe partea de gestiune, pe partea de datorii. Eu vreau să vă spun
că pentru a rezolva o problemă foarte simplă pentru o întreprindere care se afla la etapa aia în insolvabilitate și aveam toate șansele să o scoatem din insolvabilitate, mi-am dat seama că avem un debitor care are peste 600 de milioane de lei. Aceasta este o întreprindere în care fostele guvernări, pur și simplu toate datoriile din energetică, le băgau acolo. 670 și ceva de milioane de lei care stau frumos într-un cont, pentru că guvernările de câte ori aveau datorii sau vreau să obțină o chestie sau să ofere niște avantaje sociale, luau aceste datorii și le puneau în această întreprindere care nu trebuie să mai existe din 1998 sau din 2000 cel puțin. Iar eu m-am, noi la agenția publică, făcând această evaluare, ne-am dat de fapt seama de dimensiunea acestora. După care vom veni cu soluții. Acum aș vrea să lansăm discuțiile pentru a înțelege, de fapt, pentru că avem atât reprezentanța donatorilor, cât reprezentanții instituțiilor de control, Curtea de Conturi, pentru a discuta cum putem să facem un efort sinergic de a lucra și de a îmbunătăți acest sector. Sorry că mi-am luat eu rolul de a lansa discuțiile. Vă rog. Da, mersi mult. Vă rugăm, adresați întrebări, comentarii. Vă rugăm doar să vă prezentați înainte de intervenție și să formulați cât mai laconic intervenția ca să putem să discutăm cât mai multe subiecte. Vă rugăm, da. Mulțumesc. Mulțumesc pentru invitație, în primul rând, organizatorilor evenimentului. Mă numesc Munteanu Andrei, sunt membrul Curții de Conturi și ascultând și meditând pe marginea acestei prezentări, de fapt, ea vine să confirme o dată în plus multitudinea problemelor pe această dimensiune și problemele, pentru că vorbim bine de riscurile de corupție, ele apar acolo unde sunt interese. Iar interesele pe dimensiunea întreprinderilor de stat, pentru că vorbim de ele, societăți comerciale cu capital de stat majoritar sau nu neapărat, deci au fost și rămân a fi în vizorul și în interesul anumitor grupuri de persoane care, așa cum au mai făcut-o, au deposedat și mai continuă să depună și să vină cu acțiuni concrete în vederea deposedării statului. Din păcate, aceste situații persistă și acest ghid, de rând cu multe alte materiale din care v-ați inspirat și dumneavoastră, de fapt trebuie să vină, să stea ca o carte de căpătâi la cheremul autorităților publice care au atribuții de guvernanță pe această dimensiune. Și eu vreau să spun că de fapt și Curtea de Conturi, de rând cu alte instituții, acest subiect este în vizorul nostru și voi veni cu informații succinte la acest subiect. Vreau să vă spun că, așa cum am mai menționat, acolo unde nu este regulă în evidență, acolo unde nu este regulă în bună gestionare, acolo apar probleme. Apar probleme în direcția deposedării. Și aici vreau să vă zic că sunt nenumărate cazurile, cifrele, dacă se cuantificăm, a patrimoniului neevaluat, nereflectat în evidența contabilă, nereflectat în registrul bunurilor imobile. Deci sunt sute și sute de milioane de lei, care le vedeți și în rapoartele Curții de Conturi, fie că luați ultimul raport anual de anul trecut, fie că ăsta care o să fie prezentat Parlamentului acum, la 15 septembrie, așa cum prevede legea. Și din păcate, constatăm că nu întotdeauna acțiunile care urmează a fi întreprinse necesită eforturi greu de realizat. Pentru că dacă e să vorbim de evaluare și înregistrare în registrul bunurilor imobile, sunt necesare resurse. Pentru a evalua un bun pe care îl gestionează întreprinderea, putem crea o comisie pe interior și îl reflectăm în evidența contabilă. Pentru că atunci când rămânem fără el și mergem în instanță, îl pierdem foarte și foarte ușor. Noi ne-am axat atenția ultimii câțiva ani pe domenii de o importanță foarte și foarte mare, cum ar fi patrimoniu, inclusiv peste hotare, achizițiile publice, unde am constatat că de fapt, și vorbește de instituții publice, nu doar de întreprinderile de stat, cifra cu care se vehicula era de 9 miliarde lei achiziții publice, pe când noi am constatat că mai sunt altele 9 miliarde care nu apăreau nicăieri, sunt achiziții de mică valoare. Deci, acea dimensiune unde riscurile de corupție sunt cele mai înalte. Situația e mult mai gravă
la acest capitol în întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital de stat. Și ca exemplu, iată, de achiziții, la o întreprindere de stat am constatat că pe parcursul anului au fost procurate bunuri de circa 60 de milioane lei, care pe parcursul anului de gestiune nu au fost utilizate. Deci ele erau stocate în depozite. Și chiar dacă îi privim din punct de vedere al conformității procedurilor de achiziție, să zicem că ele ar fi fost organizate ținând cont de prevedere legală, păi dacă trecem la capitolul eficiență, vedem că ea este zero. De aceea problemele care apar în acest domeniu, ele trebuie analizate de reprezentanții statului, Agenția Proprietății Publice, alți actori interesați de acest domeniu, atât prin prisma conformității, cât și eficienței. Pentru că ele merg mână de mână și lucrurile, dacă le privești unilateral, ne pot crea o imagine nu chiar reală, să zic eu, dacă nu greșită. Pentru acest an, pe final, deci vreau să vă spun că noi ne-am propus să realizăm o misiune de audit care ține de conformitatea gestionării patrimoniului public și vorbim de APP și respectiv întreprinderile de stat, societățile comerciale la care APP, deci unde APP este implicat și gestionează aceste bunuri. Acest raport urmează a fi prezentat în scurt timp, mai aproape de finalul lunii august. Deci avem o sumedenie de probleme, dar pe care le-am privit prin prisma conformității și prin prisma standardelor internaționale de care ne ghidăm. Pe de altă parte, pentru că nu pot rămâne deci în afara interesului nostru consiliului de administrare, aici vreau să vă zic că lucrurile stau la fel de prost. Nu pot utiliza alt calificativ. Noi, dacă vorbim de reprezentanții statului care ar urma să apere interesele statului în aceste consilii, care sunt remunerați, adesea cu sume, zic eu, considerabile pentru Republica Moldova. Noi avem situații când reprezentantul statului pe parcursul anului participă doar la o ședință, fiind remunerat pentru toate 10, care au avut loc. De fapt, plus valoare nici la celelalte nu a fost. În sensul apărării interesului statului. Și lucrurile stau destul de rău și aici. Dar și pe această dimensiune noi, fiind la APP în misiunea auditului de conformitate, am și mai făcând o analiză a riscurilor, analizând alte materiale, am considerat necesar să venim și cu un audit, dar aici de performanță. Pentru că doar în performanță ne vom expune asupra eficienței, eficacității, economicității, acțiunilor, factorilor de decizie, punând accent pe reprezentanții statului în consiliile de administrare. Și iarăși suntem în misiune, doar că acest raport va fi prezentat în prima jumătate a anului 2023, pentru că, spuneam noi, am avut și vom avea o abordare de sistem. Deci nu mergem țintit doar pe una sau alta întreprindere, ci încercăm să vedem cu o abordare care ne va face clar o imagine de sistem, ca pe final să venim cu recomandări, implementarea cărora va putea să aducă o schimbare pe întreaga dimensiune a problemei abordate. Cam asta e ceea ce am vrut să vă spun eu. În cazul în care vor fi întrebări pe parcurs, vă stau la dispoziție. Mulțumesc! Mulțumim mult și ne bucură că domeniul întreprinderilor de stat, companiilor de stat în general, este în vizorul Curții de Conturi și societatea civilă și guvernarea sigur că trebuie să citească foarte atent rapoartele Curții de Conturi și să le ia spre să le ia în vedere la cel mai serios mod. Deci, dacă mai sunt domnule Lucșor, eu doar ca să supliniesc ceea ce am menționat anterior și la comentariul dumneavoastră că autoritățile statului trebuie să țină cont de recomandări, vreau să vă spun că lucrurile pe dimensiunea proprietății statului, direcția și dinamica este una pozitivă și din raportul anual a Curții de Conturi de anul trecut care a fost prezentat, noi analizând impactul activității de audit, am constatat o creștere a balanței patrimoniului public cu circa 23 miliarde lei, comparativ cu 1 ianuarie anului 2020, ceea ce constituie cam 25%. Deci nu neapărat... Miliardul ați întors. Deci nu neapărat toată această sumă rezultă din rapoartele noastre, dar aproximativ 50% din această sumă a fost reflectată și luată la evidență și a contribuit la acest rezultat datorită impactului implementării recomandărilor de audit.
Da, mersi. Și un alt semn al dinamicii pozitive este că avem prezență plenară instituțiilor care urmează să conducă această reformă, lucru care nu vedeți că a mai fost anterior. Da. Chiar vă mulțumesc, domnul Muntean, că ați stabilit în planuri dumneavoastră așa tip de verificări, fiindcă și o reformă foarte bună, dacă să primim din perspectiva unei guvernanți corecte, trebuie să înceapă cu aceea că să fie făcută o evaluare corectă, deplină, sinceră, ce este, ce este prost, ce funcționează, după care să corectăm sau acele corrective actions, acțiuni de corecție și plan de remediere, să fie bazat pe un baseline, pe o bază verificată, coerentă. Deci ăsta e primul pas absolut necesar pentru a avea ulterior un plan de acțiuni concret în ceea ce privește remedierea sectorului privat, sectorului de stat. Mulțumim. Dacă mai sunt alte intervenții, vă rugăm. Da, mulțumesc. Sunt Sergiu Sainciuc, vicepreședintele Confederației Naționale Sindicatelor. Doamna Sava a menționat din start că am avut întrevederi ieri. Nu ne este indiferent ce se întâmplă la întreprindere de stat, mai ales cu salariații. Dar către domnul Rapcea, dumneavoastră ați menționat despre faptul că ponderea întreprinderilor de stat și cele municipale în PIB, în numărul de salariați, dar mai departe, în discursul dumneavoastră, n-am auzit nimic. Ați vorbit numai despre întreprinderile de stat, adică asta se referă și la cele municipale, probabil. Asta e un aspect. Al doilea aspect, m-ar interesa totuși care ar fi salariul mediu, nu știu dacă ați calculat, pe întreprinderile de stat, fiindcă anterior BNS-ul avea un raport, nivelul de salarizare la întreprinderi pe tipul de proprietate. Și evident, cel mai înalt salariu era la întreprinderile cu capital străin, ulterior la întreprinderile cu capital mixt, mai departe era cu capitalul de stat și mai departe, ultimul erau cel privat. Acum nu știm care este situația. Asta e un alt aspect. Cei ce sunt de Consiliul de Administrație, ieri Guvernul a aprobat modificările la legea 847, cei ce sunt inclusiv și de salariu minim, de salarizarea, la întreprinderile de stat și cele monopoliste, și la Consiliul de Administrație, dar și anterior. Asta de la mine sunt văzut. Deci și anterior era la întreprinderile de stat, adică la Consiliul de Administrație. Și anterior era la Consiliul de Administrație. Deci o limitare de 3 salarii minime. Dar totuși cineva plătea 10.000. Acum chiar dacă va fi un salariu minim, nu se va întâmpla același lucru. Și cu atât mai mult, Consiliul de Administrație ar trebui să aibă un rol foarte important în gestionarea întreprinderilor. Nu ar trebui să fie limitat activitatea lor, pentru că ei ar trebui să răspundă de activitate de bază, în principiu, de motivarea muncii care este la unitate, de faptul că atunci dacă ai pierdere nu poți primi premii, nu poți primi alte ajutoare, adică sunt mai multe aspecte. De aceea, în cazul dat, considerăm că Consiliul de Administrație trebuie să aibă un rol extraordinar în gestionarea întreprinderilor. Mai departe, domnul Rapcea, n-ați vorbit de fel despre întreprinderile care sunt în insolvență și sunt la evidență la APP. Din cele 203 de întreprinderi, circa 60 sunt în insolvență. Ce facem cu ele, în principiu? Care de mulți ani la rând ele sunt în insolvență, au restanțe la plata salariilor. Și un aspect încă, ce este de motivarea muncii, bun, putem vorbi, dar ar trebui să fie o analiză detaliată de fiecare întreprindere de stat. Care este situația? Ce de făcut cu ea? Cât de strategică este pentru stat? O privatizăm sau nu? Adică în dependență de indicatorii de performanță. Mersi mult! Doamna Sava și apoi domnul Rapcea. Da. Deci, majoritatea întrebărilor pe care le-ați spus domnului Rapcea, de fapt, se atribuie mie. Așa. Voi începe cu cel mai dureros subiect, insolvabilitatea întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni care ne-au fost nouă transmise în așa formă în 2019. Vreau să vă spun, voi începe cu vestea bună și pe care voi spune toată dimensiunea problemei. Vestea bună este că săptămâna aceasta a fost promovat un proiect de lege
care urmează să responsabilizeze administratorii de insolvabilitate. Noi am fost de nenumărate ori chemați la Parlament pentru a explica de ce noi suntem în insolvabilitate, de ce nu plătim salariile, de ce un salariat intră, nu poate să-și primească aceste salarii și așa mai departe. Chiar și avem și cazuri și scrisori concrete în care acest lucru se întâmplă, în care noi explicam foarte bine. Noi avem o situație în care insolvabilitatea este utilizată ca un instrument de abuz asupra proprietății statului. Administratorii de insolvabilitate depășesc cadrul legal și interpretează așa cum doresc ei cine sunt și care este categoria creditorilor. Aici salariații sunt lăsați în 99%. Și îmi cer scuze dacă greșesc, dar 99% o spun din ceea ce eu știu până acum, ei lasă salariații pe ultima treaptă. Adică oamenii ăștia niciodată nu li se vor întoarce datoriile, sau dacă li se vor întoarce, li se vor întoarce maximul de la 5-15% din totalul datoriilor acumulate. Pe când principalul se duce, bun, în primul rând se duce la fisc, după care se duc la alți creditori. Dimensiunea abuzurilor pe parte din insolvabilitate este una atât de mare, astfel încât datoriile pe perioada de administrare au fost sau sunt mai mari decât datoriile la etapa stabilirii insolvenței. Mai mult, conform legii, ele trebuie să fie doar 3 ani în acest proces. Ele sunt cu 10 de ani ținute. Asta e codru, terenurile și ocupate ilegal și date și administrate defectuos și așa mai departe, din simplu motiv că e codru, e o bucățică foarte bună de teren de asta și se urmează lichidarea ca până la urmă să se facă ceva cu ele. Ei bine, nu pot, pentru că terenurile se întorc la noi, se întorc la Agenția Proprietății Publice și unicul ce pot ei să valorifice sunt niște imobile care la fel constituie, o valoare. Dar se așteaptă, dar poate eu să mai treacă și guvernarea asta și poate eu să mai treacă și asta și hai, că poate îmi pune noi mâna pe 200 de hectare de teren de la Codru, o mai pune mâna pe 400 de hectare de la 300 de hectare de la STI stațiunea tehnologică didactico-experimentală Stăuceni, dar poate eu mai pune mâna pe niște fier vechi și așa mai departe, că noi ne-am trezit la un moment dat că la Briceni, unul din și la Drochea, se excavau ziua mează mare infrastructura de irigare. Noi suntem în secetă. Noi chemăm poliția, poliția pune amenda maximă pe care poate o pune, asta e 10.000 de lei, face un protocol, filmează, documentează tot frumos, dar asta e 10.000 de lei. Valoarea doar în fier vechi a infrastructurii care a fost acolo ridicată și furată era de milioane. Și noi sunam seara și sunam la metalele e o problemă. Noi țevile noastre nu sunt la metal feros, țevile noastre nu sunt la agenții economici, țevile. Adică sunt o serie de lucruri care rămân extrem de problematice și abuzive și nu țin neapărat de noi. Mă bucur că este acest proiect de lege. Sper să fie promovat cât mai rapid, pentru că în caz contrar, noi o să pierdem foarte mult. 2. Pe partea de Consiliu. De acord absolut. În același timp, atâta timp cât statul va utiliza consiliile, și eu fac, da, parte din acest guvern, atâta timp cât statul va utiliza consiliile de administrație ca soluții de suplimentare a salarizării salariilor, această problemă în mare parte va continua. Eu nu pot să spun că sunt de acord cu excluderea rolului mandatului statului în aceste consilii. Eu sunt de acord că atât Ministerul Finanțelor, cât și Ministerul Economiei și reprezentanții APP trebuie să fie în aceste consilii, dar cu mandate extrem de clare. Pentru că acum, dacă aș întreba a cui mandat este exercitat de un reprezentant al Ministerului Finanțelor și am făcut acest exercițiu, majoritatea au spus Ministerul Finanțelor, dar eu am spus nu, APP, mandatul este dat de către
APP pentru a realiza politica statului. Politica statului urmează să o discutăm, problema salarizării rămâne validă, au început să fie făcute eforturi cu aprobarea salariului minim, dar vreau să vă spun că aici avem nevoie de foarte mare sprijin din partea dumneavoastră, atât pentru a discuta cele mai bune politici sociale și pentru a oferi un cadru profesional care să atragă atractiv, dar și sigur din punct de vedere social și eficient din punct de vedere economic pentru a crește nivelul de viață cetățenilor din țară, indiferent de unde ei activează. Salariul mediu mi l-a scris acum una din colegii mele, la toate nu avem o analiză, avem separat și statisticile urmează să fie prezentate în august. Dar salariul mediu pe care eu îl văd pe unele întreprinderi de stat este de 7.900. El este brut, trebuie să recunoaștem că e valoare brut. Nu este un salariu competitiv, recunoaștem. Da. Dacă îmi permiteți, doar cu niște precizări, atunci când am vorba de indicatori, acestea au luat în calcul toate companiile de stat, deci e vorba de întreprinderi de stat, societăți pe acțiuni cu capital de stat, indiferent de capital, administrații publice centrale sau locale și, evident, întreprinderi municipale. Era una din cifre care a fost vociferate, a fost angajații acestor companii reprezintă 10,5% din toți angajații din antreprenoriat și un alt indicator care a fost vociferat este eficiența sau randamentul forței de muncă. Și, după cum bine ați menționat, această eficiență este în jumătate. Eficiența angajaților din sectorul companiilor de stat este în jumătate față de eficiența celorlalți angajați din antreprenoriat. Și acum aici este o problemă și de altfel problema salariilor pe care dumneavoastră ați menționat-o este în directă legătură cu randamentul acestei forțe de muncă. Nemijlocit vă suntem recunoscători că sunteți un stakeholder important și interesul dumneavoastră este congruent cu interesul autorităților și a nostru ca experți. Deci interesul nostru este ca să putem crea un cadru în care angajații muncesc într-un mediu sănătos pentru ei, într-un mediu în care se simt protejați, sigur, dar și primesc o remunerare pe potrivă. Or, în cazul în care se prezervează status quo-ul și noi avem situații când unele companii de stat angajează chiar peste statele de personal care sunt aprobate de către Consilii, sau în cazul în care se angajează fără concurs și nu suntem siguri de competențele profesionale a celor angajați, atunci nu putem decât previziona un trend de descreștere a performanței acestor și a randamentului forței de muncă în cadrul acestui întreprindere și acest trend o să ducă în mod inevitabil la acumularea datorii și eventual acea problemă de insolvabilitate de care dumneavoastră ați pomenit. Doar că să menționez abordarea fragmentară pe partea de salarizare. Noi în evaluarea noastră am descoperit că avem întreprinderi de stat din Chișinău care, deși sunt în pierderi și înregistrează pierderi foarte mari și au fost delapidări extraordinare, 3 ani nu au avut contabilitate. Ca să înțelegeți, noi a trebuit să restabilim contabilitatea și creanțele și să plătim datorii și la fisc și tot. Ei plăteau în ultimii 30 de ani toate facturile la energie electrică, termică, tot, tuturor angajaților, inclusiv administratorilor pentru proprietățile lor private. Din contul, eu nu cred că asta este socialism, eu cred că este manifestarea supremă a comunismului și responsabilității manageriale. Stimați colegi, eu aș vrea să invit în discuție doamna ministra mediului, doamna Cădărăgiu, vă rugăm. Da, mersi foarte mult. Eu am lipsit la prima parte a evenimentului și n-am văzut prezentarea, dar eu aș vrea un pic așa să aduc un subiect mai larg decât pur și simplu administrarea, într-adevăr, întreprinderilor și eficiența acestora și inclusiv ce a spus și menționat și domnul Sainciuc referitor la angajați, preocuparea noastră față de angajați.
că, de fapt, toate lucrurile astea sunt rezultatul, zic așa, rezultatul unui proces care, în primul rând, trebuie să, din punctul meu de vedere, tot cât am analizat întreprinderile care sunt pe domeniul protecției mediului, și eu îmi pun întrebarea din start, dar e într-adevăr necesar ca această instituție să fie întreprindere sau nu? Noi astăzi avem, din inerție, am moștenit de pe timpul sovietic un șir, un spectru foarte larg de întreprinderi. Și din inerție, în continuare, le păstrăm ca și întreprinderi. Dar întrebarea trebuie să o punem de la din start. Care este scopul acestei activități? Scopul unei întreprinderi este de a genera profit. De asta se creează întreprinderile. Și atunci, întrebarea ți-o pui, această activitate generează profit sau nu generează? E necesar să fie creată ca și întreprindere, să fie păstrată în continuare ca și întreprindere sau poate o altă formă de organizare? Care este, și aici statul trebuie să pui întrebarea în primul rând și să analizeze, această activitate pentru stat este mai important ca să genereze profit sau are o altă importanță? De exemplu, în domeniu noi avem 25 de întreprinderi silvice. Și care activitatea cărora contrazic codul silvic? Că codul silvic spune foarte clar că resursele forestiere în Republica Moldova au scop de preponderent de protecție. Că în gestionarea fondului forestier generezi și anumite produse pe care poți să le vinzi și să încasezi anumite venituri, e o situație. Nimeni nu interzice, de fapt, lucrul ăsta și pentru agenții și așa mai departe. Dar, însă, această activitate și volumul de muncă pe care tu trebuie să-l acoperi și forța de muncă care este necesară pentru a acoperi acest volum de muncă, el este justificat să fie justificat economic, adică să existe ca și agent economic sau nu? Fiindcă cifrele noastre arată că nu. În același timp, activitatea acestor întreprinderi silvice are și un impact social. Că, din punct de vedere că astăzi avem localități în Republica Moldova care altă sursă de încălzire, de asigurare cu agent termic decât masa lemnoasă, nu există. Și atunci prețul acestei mase lemnoase tot trebuie să fie permisiv, affordable. Și atunci, în situația asta, deci tu vrei prețul acestei mase lemnoase și preponderent aici grupul țintă sunt foarte mulți oameni vulnerabili din categoria pensionari, oameni de la țară care au venituri foarte mici, respectiv prețul trebuie să fie permisiv destul de mic. În același timp, dacă tu aduci această întreprindere la situația în care ea să-și, ca și întreprindere să-și atingă scopul de profit, prețul trebuie să crească mult mai mare, mai mult, și să poți acoperi cheltuielile care de facto, conform relației de piață, trebuie să fie mult mai mari, inclusiv de remunerarea forței de muncă. Și pentru ca să păstrăm noi prețul ăsta mic, noi astăzi plătim prost angajații, noi astăzi, ei fiind, plătim prost oamenii sezonieri care lucrează pentru munci pe parcursul sezonului, care nu sunt această plată nu este conform cerințelor de piață, în sens, intră în concurență cu zilierii din sectorul agricol și respectiv costul cu care, deci prețul cu care noi plătim acești oameni este de două ori mai mic decât de pe sectorul din domeniul agricol. Și apare întrebarea, de unde se acoperă diferența de preț? Din furturi. Deci statul singur, conștient,
a creat o situație în care tot statul să fie furat. Pentru că statul, nu știu de ce, din inerție consideră că trebuie să fie agent economic. Și ăsta, și respectiv activitatea căruia se lasă că în momentul în care se face planificarea bugetară și mai departe, când se spune că nu trebuie subvenționat, fiindcă este agent economic, rolul lui să obțină profit. Și asta am dat așa niște detalii ca să fie mai clar, cum a spus și domnul ministru Gaibu, că detaliile sunt în și sunt în amănunte. Și astăzi avem foarte multe, cel puțin asta ce cunosc eu pe domeniul mediului, sunt întreprinderi de stat, care în continuare ele sunt ca și întreprinderi de stat, de exemplu același nodul hidrotehnic Costești-Stânca, a cărui scop este să întrețină barajul Costești-Stânca și să reglementeze debitul care este eliberat. Ăsta este scopul lui. Și dacă nu întreții acest baraj, dacă se sparge, rade jumătate de Moldova, pur și simplu. Și el e agent economic. Din ce să obțină profit ca să acumuleze venituri, ca să întrețină acest baraj? Și statul creează, singur a creat niște handicapuri de genul ăsta, inclusiv, până la urmă, că înțelegând oarecum că sunt adică niște agenții economici care nu se pot întreține singuri, se mai dau bani pentru ca să fie subvenționate întreprinderile astea. Care e logica în a subvenționa un agent economic? Logica nu există. Și în principiu ideea este de fapt într-adevăr, sarcina cea mai mare și din câte înțeleg eu, APP-ul și execută acum această sarcină, într-adevăr, de a face un inventar a tuturor acestor întreprinderi și să analizăm că aceasta merită să rămâi întreprindere sau nu. Și după care fie scoasă deja decizia statului ce să facă. Sau schimbăm statutul juridic a acestei entități și o abordăm corect. Și respectiv să creăm de guvernanță, nu zic, guvernanța trebuie să fie bună oriunde, că e agent economic, că este alt statut de entitate juridică, indiscutabil. Dar în primul rând să pornim de la faptul care este scopul. Ce scop îndeplinește activitatea acestei entități juridice, acestui agent economic? Se merită sau nu se merită el să existe? Și una la mână, doi, se merită, dacă se merită să existe, atunci în ce formă el trebuie să existe, astfel încât el să fie viabil? Mersi. Mulțumim, doamnă ministru, că ați extins discuția și la acest tip de întreprinderi, că și e valabil și pentru administrația de stat a drumurilor, care la fel este întreprinderi de stat și întreprinderi de genul care de fapt exercită funcții publice și nu au activitate comercială la bază. Și sigur că aceste întreprinderi, dar eu nu vreau să cred că aici mai bine Tatiana să ne spună despre ce se lucrează la acest capitol, pentru că sunt întreprinderi la fel luate în vizor. Deci, aici nu pot să nu fiu de acord. Noi avem 20 de întreprinderi de stat care sunt discoteci, cluburi de dans, iată, Veselia, Luceafărul, mai nu știu care, Făguraș. Ele sunt întreprinderi de stat. Activitatea lor economică este de facto de a da în locațiune locații ultracentrale și foarte, foarte bune. Între timp ei își desfășoară și activitatea lor artistică. Eu nu cred că Moldova Film ar trebui să fie întreprindere de stat sau barajele, întreprinderile care se ocupă de gestiunea barajelor și damelor. Barajelor trebuie să fie întreprindere de stat. Noi avem vreo 27 de altfel de întreprinderi. Ele trebuie
ele îndeplinesc alt scop decât un scop economic, ele îndeplinesc un scop de securitate de alimentare cu apă, scop de securitate socială și efectiv fizică. Și așa, adică sunt o serie de lucruri care atunci când s-a făcut această separare s-a tăiat ca în curechi, îmi cer scuze de colocvialism, dar într-adevăr nu a fost o abordare corectă la acest capitol. La fel, manejul este întreprindere de stat, dar tu ai putea să faci, însă chiar și centrele private de sport sunt subvenționate într-un fel sau altul, fie pe taxe, fie pe faptul că au TVA scăzut. Activitatea economică în sport și cultură este subvenționată la greu, indirect, de către buget. Și noi, în același timp, îndeplinim și scopul de a pregăti, de a oferi un scop social pentru a pregăti, îmi pare rău să spun, nu prea bine, nu oferim condițiile cele mai bune pentru lot olimpic, pentru sportivii noștri, etc., etc. Acestea trebuie să fie întreprinderi publice. Noi acum facem această triere. Adică, altfel spus, suntem la etapa de finalizare a politicii de gestiune a proprietății statului. La fel, avem și niște criterii evaluate în baza cărora vom face această triere. Trierea dintre întreprinderile care sunt strategice, care vor rămâne întotdeauna în proprietatea statului, întreprinderile în care se va atrage capitalul privat, fie pentru a îmbunătăți managementul, fie pentru a face investiții, pentru că oricum, atrăgând capital privat, prin oferire de acțiuni, nu trebuie să te împrumuți pentru a face aceste investiții și atunci vii cu know-how, vii cu experiență, vii cu alt tip de control și aici controlul poate fi de la control majoritar până la doar control decizional sau unul minoritar. Și apoi pregătirea platformei și portofoliilor pentru a vinde. Însă nu a vinde pe un leu. Eu nu sunt personal ca director general adjunct și opinia noastră nu este că noi vom vinde pe un leu pentru că nimic nu costă un leu în Republica Moldova. Întreprinderile publice au active de milioane și miliarde extrem de valoroase. Ele pot să aibă anumite... Și atunci când discutăm despre pierderi, la fel, noi ar trebui să vedem ce înseamnă această pierdere și cum a fost făcută aceasta. Respectiv, noi până acum am făcut inventarierea, după care facem o politică bună, după care vom veni cu trierea și abia după aceasta, având o imagine extrem de clară a ceea ce avem, pentru că până acum noi nu am avut-o. Hai să fim onești. Până nu scoatem toate, eu mă tem că până la finalizarea inventarierii noi vom mai scoate încă demoni și surprize care urmează de câte jumătate de miliarde de lei să explodeze. Vom evalua riscurile, le vom cuantifica efectiv și după care vom face o strategie de a gestiona toate aceste riscuri care s-au acumulat în ultimii 30 de ani. Scuze, eu trebuie să plec, mai avem evenimente și ședințe. Da. Așa că eu încurajez astfel de discuții, fiindcă, da, este un subiect nu simplu, foarte complex, este absolut necesar să-l discutăm, inclusiv iată cu detalii de mers, ca să înțeleagă și societatea noastră în ce constă, de fapt, aceste întreprinderi de stat și inclusiv cazurile acestea când absolut stupid sau înregistrat în calitate de întreprindere de stat, care dau o serie întreagă de consecințe negative, fiindcă ele sunt tratate ca întreprindere de stat, se privește că există ajutor, dar el, de fapt, era unul absolut necesar, fiindcă el nu este întreprindere de stat, însăși guvernanța este stângace, fiindcă, de fapt, funcționarii care sunt acolo au un anumit mandat și nu pot face anumite lucruri. De fapt, cerințele sau necesitățile sunt cu totul altele și tot lucrul acesta se merge prin excepții, iar excepțiile înseamnă și resurse alocate, responsabilități de cu totul alt nivel, apar procese care nu sunt reglementate, de fapt, și respectiv la aceste etape apar și riscuri de corupție, de alte momente, de încălcări de legislație, cu toate consecințele respective, care, de fapt, face tot procesul extrem de ineficient. De aceea, eu aș spune că și acest element este partea guvernanței, fiindcă guvernanța trebuie să stabilească și obiective și mecanismele prin care aceste obiective sunt atinse corect.
nu în altă formă. Altfel o dăm în bară. Iată exemple extrem de elocvente. Deci avem nepahănăi poli, este așa un cuvânt. Deci avem un domeniu extrem, un câmp extrem de larg la care trebuie să lucrăm cu toții. Și, din păcate, într-adevăr, resursele sunt limitate. Suportul întregii societăți este nevoie la capitolul acesta, inclusiv înțelegere, fiindcă aceste reforme nu vor fi simple și pe locuri chiar dureroase, dar ele sunt necesare. Altfel, noi nu vom ieși din ineficiența aceasta, randamentul jos, procesele aceste defectuoase. Trebuie să mergem înainte. Și eu cred că este un prim pas, noi va trebui să continuăm astfel de discuții și poate să mergem mai focusat pe anumite domenii specifice și să începem să căutăm soluții și mecanisme noi, corecte, de operare pe domeniile date. Eu vă mulțumesc și vă urmăresc discuție în continuare bună. Domnule ministru, vă mulțumim. Eu cred că intervenția noastră este o concluzie ideală a acestui eveniment. Noi vă mulțumim pentru participare și, într-adevăr, sper să continuăm discuțiile și să avansăm cu această reformă. Mulțumesc foarte mult! Eu simt că interesul pentru acest subiect este atât de mare încât noi ne putem permite să depășim agenda. Credeam că de ce vă rugăm să interveniți, dar știu că, doamna, vă rugăm să vă prezentați și apoi o să vă fie. Eu mă numesc Rodica Gaște, reprezint astăzi proiectul Combaterea Corupției și a Mecanismilor Anticorupției în Republica Moldova, implementat DGIZ. O întrebare sau o reflecție mai mult, deci la tot ce s-a prezentat, inclusiv Tatiana ce a vorbit, reșind din experiența precedentă, corupția și guvernarea, bună guvernare. Aș vrea o întrebare așa ca pentru mine, care ulterior poate fi și ea transmisă. Deci dacă totuși am, după mine am vorbit foarte mult, am făcut o analiză detaliată pentru timpul alocat efectului economic sau mai bine zis profitabilitatea sau insolvabilitatea. În opinia dumneavoastră ca experți, unde este mai mare riscul sau chiar prezența corupției? Pentru că totuși, adică la întreprinderile care sunt cu profit sau care sunt pe cale de a fi, pentru că vreau să vă întreb vis-a-vis de ce se întâmplă sau s-a întâmplat la Calea Ferată, cu toate problemele economice și în același timp toate păcatele care le-au acumulat la partea de corupție. Doi, totuși ce se întâmplă la întreprinderile, pentru că vorbim de Făguraș, Moldova Film, da? De acord, sunt întreprinderi de stat, nu știm ce va fi cu ele, trebuie să decidem, dar totuși avem întreprinderi de stat mari care și produc, fac ceva. Iată ce se întâmplă acolo, deci chiar să luăm Moldtelecom. Dacă doar este în vizorul raportului dumneavoastră, pentru că în același timp, tocmai la întreprinderile de felul ăsta, pare mi se că acolo sunt foarte multe coridoare și colțuri întunecate pentru a fi făcute tot felul de ilegalități, inclusiv financiare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc frumos de întrebare, dar dacă îmi permiteți, ca să fie o continuitate dintre întrebarea doamnei ministru și intervenția mea, bunile practici zic că mijlocit rolul de implementare a politicii publice trebuie separată de rolul de alte activități comerciale a unei întreprinderi. Și atunci când întreprinderea joacă un dublu rol, și cel comercial și cel de implementare a unei politici, atunci trebuie să create două centre de cost separate, iar statul trebuie să intervină pentru rolul de implementare a politicii cu subvenționarea acestui rol. În caz contrar, noi avem fie subvenționarea încrucișată, fie statul este învinuit de subvenționarea unei companii de stat care nu dă bine și care este eronată per se pentru că această companie are și rol de implementare a politicii. Dar dacă rolul companiei este în exclusivitate de implementare a unei politici, atunci aceasta trebuie reorganizată în instituție publică. Și de altfel, țin să felicit Agenția Proprietății Publice că ea, de fapt, trece pentru un exercițiu în care s-au stabilit deja criterii și se face o analiză. Și apropo, domnul Sergiu a menționat treaba asta, analiză individuală pe fiecare întreprindere a indicatorilor cheie și din bilanț și din situația financiară și din situația de profit și pierdere și pe numărul de angajați în baza criteriilor
care reprezintă premize pentru buna guvernanță în cadrul întreprinderii de stat. Și acum, ca să răspund întrebările dumneavoastră, în studiu, studiu pe care nu am reușit să-l prezint exhaustiv din limite de timp, care este pe 36 de pagini, dacă nu mă înșală memoria, există specii clare a modului în care obstacolele de integritate la nivel de întreprindere s-au materializat în fapte de corupție la întreprinderi de stat. Și există, mulțumită colegilor de la Curtea de Conturi, există referințe exacte la întreprinderile care reprezintă un risc eventual, cum ați spus dumneavoastră, mai sporit de corupție, dar vreau să menționez că ar fi dezirabil să scăpăm de logica că atunci când patrimoniul întreprinderii este mai mare și riscul este mai mare. Eu aș zice că nu doar patrimoniul creează riscul și guvernanța creează riscul, dar eventual și vulnerabilitatea companiei creează riscul. Și atunci când noi avem cadru vulnerabil și care nu permite o integritate la nivel de stat, în care agentul economic, compania de stat, este foarte vulnerabil și pentru decizia instanței poate fi deposedată de active, atunci acest risc poate fi exploatat mai ușor decât în cazul în care noi avem companii de stat cu un patrimoniu tentant. Dar m-aș feri de clasificarea companiilor de stat în funcție de care sunt mai tentante sau mai susceptibile riscului de corupție. Există obstacole și întreprinderile care au obstacole de integritate la nivel de companii mai mari, acelea sunt și mai susceptibile a fi a cădea pradă faptelor de corupție. Domnul director. Vă rugăm, dacă... Da. Bună ziua, stimați colegi, Ilie Chirtac, îmi spune de la Centrul de Resurse Juridice. Eu, în contextul studiului și chiar a discuțiilor de acum, aveam o curiozitate. Astăzi în Parlament se discută sau probabil se votează deja proiectul de lege cu privire la acordarea unui statut de patrimoniu național pentru Barja Albă de la Bălți. Și vreau să întreb în acest context, în ce măsură asemenea legi, prin care, pe de o parte, înțeleg că protejează un patrimoniu destul de important, face un clash între ideea generală și pe care am auzit-o azi ca leitmotiv că, uite, statul nu este un administrator neapărat bun și noi trebuie, de fapt, să valorificăm proprietatea dată ca, în final, să o privatizăm. Și, cel puțin în alte state, în Armenia, cel puțin, inclusiv pe asemenea patrimonii s-a reușit privatizarea de către un investitor străin și ridicarea nivelului acestei companii. Vreau să întreb în cazul ăsta concret de care a fost decizia de a acorda un asemenea statut. Deci haideți să începem de la faptul că deciziile nu sunt foarte simple și tare straightforward. Hai să începem de la faptul că doar marca comercială Barza Albă costă mult. Marca Cricova costă mult. Marca Mileștii Mici costă foarte mult. Patrimoniul național care este în gestiunea acestor întreprinderi este unul mare. Exclusiv, unic. Și atunci când noi discutăm despre administrare. Eu am dat exemple și pot să mai dau exemple încât inclusiv Barza Albă cu un nou administrator care până acum am avut pierderi la Barza Albă și anul ăsta am creșterea creșterea salariului mediu la 13.000 de lei pe întreprindere care a fost 6.000 de lei până anul trecut. Și asta e în 9 luni. Adică asta nu este ceva care s-a întâmplat în 3 ani, nu știu cum. El s-a schimbat în 9 luni de când este administrator. Activitate. A crescut salariul mediu pe întreprindere, s-au angajat tineri și pentru mine asta este cel mai mare indicator. Se angajează tinerii la întreprindere. Statul acum se judecă foarte multe, inclusiv cu Cricova, cu marca Cricova care a fost vândută sau dată în concesiune anumitor agenți economici. Noi nu spunem despre faptul că nu vor fi atrase, nu va fi atras capital privat odată ce vom face trierea, odată ce vom discuta modul în care gestionăm acest tip de întreprinderi.
Însă, la acest capitol, noi haideți să ne dăm seama, în primul rând, să avem această inventariere, după care să avem criterii foarte clare de triere ale acestora, după care să avem o strategie foarte bună a modului de atragere a investitorilor corecți și care vor aduce o valoare adăugată. Pentru că până acum noi am adus investitori străini abordarea era aducem investitori străini de dragul investitorului străin și nu neapărat de o calitate și care ne va permite să creștem pe parcurs. Iată unul din răspunsurile mele acum. Haideți să analizăm cât costă acest patrimoniu, imobil și mobil, cred că domnul Chistol de la cultură mă va corecta, dar să vedem cât costă și abia după aceasta să discutăm despre cum vom atrage capitalul privat. Da, eu doar vă mulțumesc că noi trebuie într-adevăr să evaluăm cât costă toate întreprinderile înainte de a... Deci este necesară o evaluare de piață, a valorii de piață tuturor întreprinderilor. Și a doua remarcă, eu totuși simt că trebuie să o fac, pentru că noi avem încă în societate memoria aceasta negativă a privatizărilor din anii 90 și eu nu cred că acum noi trebuie să privim privatizarea a priori ca ceva negativ, că o să vină un investitor și o să distrugă întreprinderea, că o să nu știu ce o să facă și trebuie să schimbăm această percepție atât, cred că, în guvernare, cât și la nivel de societate. Noi avem discuții multe și în echipa noastră la expert grup despre acest subiect și este un subiect mega așa, controversat. Dar ceea ce se întâmplă de privatizare e important procesul și dacă procesul este urmat, noi cu toții știm că indiferent, Tatiana, cât de 13.000 de lei, 15.000 de lei sau cât de mulți tineri vor veni la Barza Albă, un investitor privat va face o treabă mult mai bună decât statul în administrarea oricărei întreprinderi. Aceasta este o axiomă. Este primul moment și al doilea moment. Noi nu trebuie să ignorăm riscul reversibilității reformelor. Deci, ce se va întâmpla dacă la următoarele alegeri vine un alt guvern mai antireformă, își pune în funcție alți oameni care vor face ce au făcut 30 de ani până acum și în așa mod, perpetuând prezența statului în economie cu diferite motivații strategice și altele, noi creăm riscul că vor veni alții, poate noi suntem ok, dar vor veni alții care vor exploata în interes obscure aceste active. Pentru asta avem nevoie de reguli, o politică foarte bună și eu vreau să vă dau doar două exemple pentru a discuta faptul că... Tatiana, tu știi foarte bine că acea politică va fi pusă undeva departe dacă va veni o guvernare antireformă. Deci, asta da. Dar eu nu vreau ca noi să fim responsabili pentru un nou aeroport. Eu nu vreau ca noi să fim responsabili pentru un nou Air Moldova. Iar pentru a face o privatizare, pentru a atrage capitalul, pentru a atrage investitori de bună credință, pentru a atrage capitalul, nu numai străin, dar și al nostru local, noi trebuie să avem portofoliu foarte bun, decizii și procese foarte bune și, până la urmă, un due diligence, la fel, foarte bun. Pentru că eu am să, încă o dată, aeroportul Air Moldova. Și asta, cu asta termin. Aeroportul nu este motiv să nu mai facem alte concesiuni și alte PPP-uri, pentru că PPP-ul implementat corect poate fi o soluție foarte bună și pentru aeroporturi și pentru alte infrastructuri strategice. Colegi și reguli. Iar ceea ce eu am spus până acum a fost avem nevoie inventarieri, reguli și după asta un proces foarte bun în care să-i atragem. Tatiana, și în același timp, dacă ne uităm alte sectoare care au fost din 90 încoace privatizate, haideți să luăm transportul public. Eu nu vorbesc de transportul municipal Chișinău, dar dacă vorbim transportarea pasagerilor la nivel de localități, raioane, e un dezastru.
și nimeni absolut nu încearcă să vadă care e motivul, care e problema, pentru că toți transportatorii ăștia își fac regulile lor și se lobizează anumite interese. Eu vă spun din cunoștință de cauză că fac 20 de ani naveta Orhei-Chișinău și știu tot dezastru și nicio regulă nu există, da? Și fiecare acționar care cumpără așa numitul parc sau rămășițele acelui parc de auto își face regulile personale și acolo se încalcă și legislația muncii și tot ce ține de angajat și adică nu asigurarea securității pasagerilor, etc., etc. Vorbind de alte, nu ne uităm așa sus aeroportul și că l-am avut unul și l-am pierdut, dar vorbind de brandurile, mărcile noastre naționale, Cricova, Milești, haideți să facem și o analiză a efectului pozitiv care l-a avut privatizarea în sectorul vinicol, vitivinicol. Pentru că astăzi dacă analizăm unde se vinde producția produse de către întreprinderile private vinicole, că au ajuns în restaurantele cu 5-4 stele Michelin din Franța producția privată și unde merge astăzi sau unde a mers până astăzi Cricova, Mileștii Mici, Barza Albă. Parcă avem altă orientare, da? Am luat alt curs spre realizare. Trebuie să luăm în considerație și chestiile astea. Că mai mult nu o să mai vindem acolo unde am vândut spumantul. Dar mergem deja pe alte pieți și vedem și aici ce putem face. Deci sunt foarte multe detalii care până la urmă formează acel rezultat final. Și ce vrem? Și cum spune și Andrean, poate vine un investitor străin care aduce, haideți să analizăm și potențialul tehnic a întreprinderilor de stat, cu excepția Cricova care s-a transformat în UF faimos. Eu îmi voi permite să dau ăsta și pe care îmi să dau... Doamna Gaștea. Da, mulțumesc. Doamna Gaștea. Eu am să dau doar o replică, după care avem aici un reprezentant al business-ului care a făcut mult mai mult business decât noi toți. Așa, înainte de asta, eu vreau încă o dată să spun că noi mergem pe politica de gestiune a statului, noi mergem pe partea de tratare și de creșterea valorii și noi mergem pe dimensiunea de atragere a capitalului privat. În același timp, este scopul acestei guvernări și noi să atragem investitori de bună credință, indiferent, dar având reguli. Așa, acum exemplele și cum acest lucru va fi subiectul altei întâlniri, dar în cazul în care noi nu vom îndeplini regulile de bună guvernare, anticorupție și a unui stat de drept, subiectul căruia este această întâlnire, noi nu vom putea să atragem investitorii de nicăieri, decât investitori de rea credință. Domnul Crigan, eu aș dori să vă... O las pe Cristina să facă intervenția, chiar când o simțeam așa strânsă cu mâinile când ai zis de investitorii străini și... Da. Dacă îmi permiteți, eu sunt Cristina Tâșcul și reprezint astăzi Asociația Investitorilor Străini din Republica Moldova. Din asociația noastră fac parte 22 de investitori, sunt printre cei mai mari investitori, de fapt, din Republica. Ce am vrut să menționez este că anul trecut Asociația Investitorilor Străini, în colaborare, deci noi am apelat la serviciile unei companii de consultanță, nu știu dacă am voie să spun, Biz Consulting, care în colaborare cu INCE au elaborat, de fapt, un studiu cu privire la impactul investițiilor străine directe în Republica Moldova. Și ca an de referință au fost luați anul, de fapt, 2019, statistica pe anul 2019, și companiile cu investiții străine directe în Republica Moldova au o pondere de aproximativ 7,5%. Este o pondere care s-a diminuat, din păcate, în ultimii ani. Putem? Ca ce anume? Din ce? Din totalul companiilor din Republica Moldova. Ca investițiile străine directe, da? Dar aceste companii care au o pondere de 7,5%, dacă vorbim din punct de vedere statistic, au contribuit cu 24%. Deci, în bugetul asigurărilor sociale de stat au contribuit cu 23,9% din bugetul asigurărilor sociale și au contribuit cu 24,1% din bugetul asigurărilor medicale.
Din acest motiv, de asemenea, aș vrea să menționez că companiile cu investiții străine directe achită salarii aproximativ duble față de companiile locale. Din aveți reguli de bună guvernare? Absolut. Aceste companii, majoritatea fac parte din companii transnaționale, din grupuri transnaționale, care vin cu niște politici foarte transparente, care implementează bune practici preluate de peste hotare, ele vin cu know-how și ele aduc o plusvaloare întregului sistem economic. Și dumneavoastră, atunci când faceți acest due diligence, pentru că vă uitați unde veniți și cum veniți și dacă este, se respectă statul de drept, principiile anticorupție și care sunt sectoarele atractive. Ori, noi fără aceasta, noi nu vom putea să atragem acești investitori. Companiile pe care dumneavoastră le reprezentați au cele mai, unii din cele mai bune practici de bună guvernare, principii de etică, pe care noi le-am studiat, apropo, în cursul de anticorupție și bună guvernare de la ASEM, au unele dintre cele mai bune practici de remunerare, dar și de performanță și vreau să spun că și strategii de exit din anumite sectoare pe care și noi am vrea să le preluăm, dar niciodată un investitor nu ar fi venit fără a face unul due diligence, fără a avea o asigurare că ceea ce va face va rămâne în proprietatea lui și fără a se asigura că acest proces nu va fi trucat de lipsa principiilor. Asta a fost ceea ce vreau să spun. Exact, dar din păcate în societatea noastră de multe ori businessul este tratat ca un infractor, adică din start. Dar trebuie de schimbat această paradigmă a gândirii, pentru că businessul de fapt contribuie foarte mult la creșterea economică a țării, dar totodată contribuie și nu doar la creșterea economică, dar contribuie și pe tare multe dimensiuni sociale, pentru că aceste companii implementează foarte multe proiecte și de corporate social responsibility prin care cresc la bunăstarea populației general. Mulțumesc, asta am vrut să zic. Domnul director, dacă îmi permiteți să unim cele două și să arătăm că de fapt există convergență între sectorul public și cel privat. Răspunzând la întrebarea domnului Chirtoacă, vreau să menționez că de fapt în patrimoniul național cultural sunt incluse active gen galerii, terenuri, colecții și nu sunt incluse utilajele de producție. Nu este inclus deci inventarul tehnic a companiei. Ceea ce înseamnă că de fapt într-o eventualitate pe termen mediu lung după procesul ăsta de care zice doamna directoare general adjunct vom ajunge la privatizarea activității operaționale de producere a băuturilor alcoolice cu obiective stabilite, clar, pentru prezervarea patrimoniului cultural național pe care trebuie să le respecte în cadrul unui contract clar stipulat și reglementat agentul economic privat. Dar trebuie să trece prin aceste etape intermediare. Da, eu doar vreau să precizez, a fost o curiozitate și ea rezidă inclusiv și din calitatea notei informative, pentru care motivele pe care le invocați dumneavoastră, ele nu sunt acolo. Acolo e lirică probabil făcută de angajații companiei, de cât este important compania. Eu nu judic, eu consider că este o companie importantă, dar motivele pentru care se realizează aceasta nu sunt clare și din prisma unui observator obiectiv, asemenea mișcări anterior au fost folosite doar pentru a face o justificare de finanțare a unei întreprinderi care nu este financiar viabilă. Mersi. Eu aș propune încă o mică paranteză aici. Asemenea, mișcări sunt de regulă luate pentru a preîntâmpina acțiuni de dilapidare a patrimoniului public. Și asta arată cât de vulnerabil este sectorul companiilor de stat în fața unor atare a acțiuni de activități rider și așa mai departe. Și pentru a se proteja de acestea, cei care sunt responsabili de patrimoniu național-cultural, vrând să prezerveze acest patrimoniu, recurg la astfel de acțiuni. Colegi, dacă mai sunt alte întrebări sau comentarii, oricând domnul Crigeanu. Mulțumesc. Andrei Crigan, reprezint compania de consultanță Gateway Partners. Noi activăm în piața
din Republica Moldova de vreo 5 ani. Ne ciocnim atât cu companiile cu capital privat autohton moldovenesc, cât și cu investitorii străini. Colaborăm cu toți bine și frumos, dar vreau să fac... Eu am ascultat foarte cu mare atenție raportul colegului Vitalie și mi-au plăcut statisticile și prima dată am făcut și eu un raport asemănător, dar am văzut foarte multe aspecte care m-au speriat. În 2015 am făcut, urmând de exemplu colegilor din România, de la Ziarul Financiar, un studiu care se numea Capitalul Privat Românesc. Am făcut un studiu Capitalul Privat Moldovenesc. Mi era interesant să văd cum, de fapt, stăm la acest capitol. Un follow-up l-am văzut și în studiu colegilor de la Asociația Investitorilor Străini. Cifrele sunt așa o chestie că poți să le rotești așa cum ți este comod, dar trebuie să fim atenți la anumite aspecte, pentru că proporția asta, într-adevăr, capitalul privat local domină în economia Republicii Moldova. Investitorii străini sunt încă în minoritate. În România paritatea asta deja s-a schimbat și în România capitalul de stat este cam ce mai plăcut. Noi am văzut că era așa în jur de 10-12 atunci din cifră de afaceri. În România e 2%. În privații au 49, locale au undeva 47, deci în favoarea aceleași probleme cu salariile, probleme, aspecte, da? Deci salarii mai mari de două ori decât la autohton local. Dar să nu uităm că capitalul local abia se creează, are o istorie de 30 de ani, plus toate fricile, handicapurile din când nu se putea face afaceri. Investitorii străini vin cu altă școală, cu altă pregătire, evident aduc know-how, dar vin și cu avantaj competitiv mult mai mari și suprimă capitalul local pe alocuri, pentru că Moldova e foarte mic și resursele sunt foarte limitate. Și aici, atenție, într-adevăr, dacă intrăm în privatizări, noi facem și activități de atragere investitorilor, aici e foarte important să fim clar intenționați ce vrem să facem și ce așteptări avem la investitorii străini, pentru că, într-adevăr, partea asta cu eșecul, ea e valabilă tuturor, și statului, și localilor privați, și străinilor privați, și înțeleg și logica de a proteja activele, alea care nu sunt productive și nu țin de activitățile economice, pentru că dacă vine un străin, privat, străin sau local, și toți au dreptul la eșec, și ieșuiază statul să-și poată, cel puțin statul, adică mă refer noi toți, da, care suntem azi prezent, noi toți suntem interesați, noi toți achităm impozite și vrem să vedem o eficiență, vrem să vedem un alt nivel de trai și dacă cineva nu a reușit, să putem să reîncepem procesul de la capăt, adică să nu ne blocăm că în conflict, ai semnat contractul, că așa e la privat, ai semnat contractul, ai dat tot conform contractului. N-ai fost atent, n-ai citit clauzele, deci atenție. Aici eu sunt de acord că, într-adevăr, statul trebuie să iasă cât mai repede și cifrele alea statistici, înțeleg că în 187 plus 60 plus 40 și spitalele, probabil, nu? Le-ați scos, da? Ok. Bun, dacă striază și se scot întreprinderi de stat, care de fapt nu sunt întreprinderi de stat, gen barajul și alte aspecte, o să fie mult mai puține probleme de restructurat sub aspect de activități economice. Da, se mai lichidează, se mai schimbă. Într-adevăr, aici rămâne doar întrebarea de unde găsim, că eu înțeleg așa, avem regulile, dar trebuie să avem și oameni potriviți la locul potrivit. Ceea ce sunt exemplele astea care arată schimbarea foarte repede, pentru că ele sunt, în primul rând, cu ce lucrăm, cu rezervele interne ale întreprinderilor. Și ce am văzut, ce m-a înfricoșat pe mine cel mai mult, când am făcut statistica legată de salarii, domnul Sainciuc a întrebat lucrul ăsta, deci ponderea fondului de remunerare în cifra de afaceri la privat, combinat străin cu local, în jur de până la 10%, la stat, peste 80% din cifra de afaceri. Asta e un singur indicator. Nu că, deci, de ineficiență și faptul că nu se ocupă cu vânzările, chiar și acolo ar trebui să ocupe cu vânzările. Da? Și mai mult se focusează pe administrarea activelor și pe aspectele astea. Și atunci, trebuie să curățim, trebuie să asta, dar trebuie să și oferim un cadru prin care oamenii ăștia să învețe, să aibă echipe, pentru că, ok, cine vine la stat să administreze activitățile? Pe cine putem să atragem cu adevărat? Probabil tot. Undeva prin privați, prin privatizări, undeva trebuie să fie interesant sau oameni, nu știu, care vor să schimbe anumite lucruri și nu vin doar pentru activitatea economică, chiar dacă e activitatea economică. Mersi. Și nu e voluntariat, dar sunt cazuri foarte clare, un contract de management în care îi se pun anumite scopuri. Fie că tu trebuie să lichidezi această întreprindere, fie o scoți din insolvabilitate și după asta o vând, o vindem, o, nu știu, facem ceva, fie... da. Mersi, doar am vrut să fac o remarcă că deseori, deși evident pe ansamblu întreprinderile de stat sunt mai puțin performante ca cele private, deseori anume faptul că multe întreprinderi de stat exercită funcții non-comerciale, funcții sociale, fără a fi compensate din bugetul de stat, pentru că practică
Bună spune că trebuie să fie separată contabilitatea pentru activitate comercială și necomercială, dar la noi avem subvenționare încrucișată în cadrul multor întreprinderi de stat, Franzeluță, de exemplu. Și aceasta subminează performanța unor asemenea întreprinderi. Și statul, aici un mesaj că statul pentru acele întreprinderi care totuși va decide să le păstreze pentru o anumită perioadă de timp sau forever, pentru componenta non-comercială totuși trebuie să existe finanțare din buget, pentru că dacă nu va fi asigurată acea finanțare, cum se întâmplă acum cu multe întreprinderi de stat, vom avea o depreciere constantă a valorii de piață acestor active și amânarea privatizării ne va costa în fiecare an, dar chiar în fiecare zi, ne va costa prin neîncăsări la buget substanțiale. Noi am depășit cu mult, noi am depășit cu mai mult de jumătate de oră. Interesul este mare, noi cu siguranță vom continua discuțiile și, cum am menționat și doamna directoare adjunct, Tatiana Sava, se lucrează foarte intens la politica de proprietății publice. Guvernarea va veni cu un plan de reformă foarte ambițioasă și cu siguranță vom avea nevoie de discuții în public pe marginea celor reforme. De aceea noi vom ține mâna pe pulsul reformelor și sper să ne revedem în curând cu deci la acest subiect. Încă o dată vă mulțumim, doamna Sava, pentru timp și pentru deschiderea, de fapt, pentru aceste discuții extrem de sensibile, sensibile și din punct de vedere politic și din punct de vedere, din multe puncte de vedere, dar noi apreciem deschiderea și aceasta, de fapt, relevă onestitatea. Onestitatea celor care sunt acum la conducerea APP și a altor instituții care împing această reformă. Succes!